Suntem live? Stai că acum verificăm dacă suntem live. S-a dat live-ul? Life-ul? S-a strigat live. S-a strigat bingo. Lăsat! Aoleu! La MBC, ce rapid a venit regele. La Wrestling Mania nu facem. Facem numai acum la ăsta. Da, mă, suntem live. E bine. Dă-și tu link la cervix, dă-și tu toate alea. Salut, MBG, te pup, tată. Ce faci, dragule? BMBG e un băiat de nota 10 din Iași. Salutăm un MBG din Iași. Un MBG. Marian Magnificul. Ăsta e Marian, Marian? Nu știu. Marian? Marian Obechi? Nu știu, nu. Nu știu cum are Marian. Nu cred. Nu. Marian, tu ești? Alo? Adică zic că ești un băiat minunat și tu, bă, Georgic, salutare, salutare, bună seara, Mihai Beleazna, bine ați venit! A, de aia, că la Mania nu mai suntem acasă, avem treabă. Dar facem la ăsta, momentan, l-am plănuit acum 20 de minute, că hai să facem. Și acum ne uităm că e deja Wolf Dogs cu... Cine să ia? Eu sunt eu, el e Marian. E bine. E bine. Salutăm Marian. Salutăm Marian magnific. Salut Marian. Deci avem Wolf Dogs cu Axiom și Nathan Fraser îl cheamă? Cred. Cred că la Nathan. Nici la Night 2. Și la Night 2 suntem în același loc, nici acolo. Plecați în deplasare. Băgăm reacturile și mâine vine clipul cu MyGM. Și reacturi, predicțiile pentru WrestleMania vin fix după live-ul ăsta înainte de Mania. Și mâine vine Guess the Wrestler. Vă dăm contact de weekendul ăsta. Axiom și Jobber versus Baron și Bron. A. Regie Ilia Dragunov. Bă, Ilia Dragunov bun, dar sper să piardă să se ducă odată main roster. Că deja prea mult NXT. Meci cu Gunther, meci cu Gunther. Trebuie, e prea mult NXT. Gata, ai ajunge. Mergi, tată, în main roster, că acolo e locul tău. Și ăsta, Breaker, la fel, și el trebuie să zboare. Am dat 55 lei pentru abonament la WWE și noi la fel. Same. De fapt, el, că eu nu l-am mai plătit. Unu e suficient să investească. Corect. Mă plătește cu exposure aici. Da. Bă, dar chiar, eu nu ți-am pus, stai așa. Hai mă, lasă, stai mă, că... Că nu mai adaug, acolo nu mai am cum să-l dau, dar îți bag acum... Dar știu, bă, băieții, să mă găsească în celelalte clipuri. Dar las că te trimite și acum, ce? Râ, hai mă, unde ești? Mă, aici. Bun, vă dau și un link aici. O să dai pe altul, că să vină să vadă și la așa de vlogul ăsta. Bun, să ai așa, vă dau un moment dat. Hai că sunt bun. Unii e pirați. Dar în prima seară. Așa, v-am dat acum un link de TikTok, mergeți acolo, dați 5 lei pentru fiecare follower. Dați acolo follow. Stai așa, să notez să văd. Și vă dau și YouTube-ul. Aici se... 244. Da, cum încolo? Cum erai Grig, erai pe YouTube, nu? Da, la fel. Ce-i Grigore Fan? Ah, Grigore... Hai. Uite aici, vă dau și clipul ăsta la altul de pe YouTube. Și aici cele de fiecare. Battle Royale-ul de aseară, cine a luat mă ăsta? Cum îl cheamă? Băi, deci eu să fiu sincer, nu știu nimic din ce s-a întâmplat aseară. A reușit să trec peste tot ce s-a întâmplat aseară. Stai așa un pic. Așa predic Night 1 Return, Night 1. Mă, Night 2, da. La Cody cu ăla eu mă aștept la Stone Cold, dar Night 1 nu prea cred. Unii sunt pirați, cinstit. Salut, Luca. Ce părere aveți de Battle Royale de aseară? Bun, tu ne-ai întrebat. Dacă și gata ăsta, mă, Bronson Reed. Andre the Giant. Battle Royale. Da, știu că era... Bronson Reed și ultimul eliminat a fost Ivar. Da. Bă, da, chiar ăsta altul, da. Eric a dispărut. Dar nu mai e ceva timp, mi se pare. E accidentat sau doar... A, Eric al lui Ivar, da. Da, ăla. Da. E accidentat? Da, că efectiv a primit Eric foarte mult... First, single fighter. Single push. Dar da, e la rup, mi se pare. Am înțeles, atunci are sensuri. Da. Nu, no. Ok, Nathan Fraser. Bun, era să fie.
Andrade el idolo, da mă, Andrade... Asta o știam, da, da. Adică... Acolo... Deci Hilton Carlito... Cu... Aia zic, Hilton Carlito... Avem Ray contra Carlito și o să avem iar Carlito cool. Dar e de partea lui Ray. Return Night One, mărul lui Carlito. Mărul lui Carlito. Nice. Cum ar fi? Poate se întoarce și piesa de aia mișto, nu asta doar acum. Asta e, aia... Aia, bongo, la... Și Jay Cody set l-au atacat pe Jimmy și solo după meci. Am văzut și asta, că l-a obiciuit Cody pe Jimmy cu aia, zi, cu centura. Cu aia lui de da, cu aia lui. Luni. Da, 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 aia de la bătut Rock. Fix cu aia l-a bătut Cody și set și Jay. Și Jay a mai dat și un splash pe Jimmy. Am înțeles. Toată lumea pe Jimmy. Am înțeles, zice, Jimmy câștigă de seara? Crezi? Nu știu, vedem la predicții. Da, corect. Melo sau Trick Williams? For the hype, Trick Williams, Melo. In-ring, Melo. Melo. Bă, Trick Williams e cel mai over din momentul de față din NXT. I mean, da. E cel mai over. Da. For the da. Hype, Trick Williams. In-ring performer, Melo. MJF, bă, și dacă ar fi să vină MJF, tot mâine aș crede, nu azi, nu First Night. Nu cred că îl dai pe MJF în First Night. Îl dai să-ți închidă Night 2. Da. E prea mare. Sim. E prea mare MJF să-l dai în First Night. Bă, dar cine e Axiom? Cine-i Tom Fraser? Nu știu, ăsta Axiom. Păi, nu știu. Deci, Axiom ăsta ți-am mai știut ce, dar are masca, zici că e Power Rangers. Nu câștigă, Jimmy, am băgat la pariuri pe frasul. Mama, Albulescule, ai nu să bagi la pariuri. Acum am văzut că e Albulescu, da, salut Albulescule. Am văzut eu, nu s-am văzut idei, salut Albulescule, străiești. Eu zic că bate Melo totuși. Bă, mi-e frică, ideea e care? Și eu cred că bate Melo. Și mie îmi place cumva, poate character, acum să vedem cum se potrivește Melo Hill. Dar nu-i văd viitorul Trick Williams, aia e problema mea. Mi se pare că Trick Williams, dacă ajunge main roster, o să fie efectiv între jobber și midcarder. Nu-l văd mai mult. Ce te-ai blocat? S-a învârtit băiatul ăla, o picat din ori. Match-ul End of an Era, cum a fost pentru voi? Care? Stai că am ratat. Aseară am ratat. Mamă, End of an Era. Te referi la ăla de la 28. Aaa, mă gândeam că a fost aseară ceva și nu se regeam. Salut, salut, domnule D-Day. Nu știu dacă are superbetul ăsta. Baron era iar. Am zis cred că de... Da, aia, n-ai doi dai în bece acolo, da. Ce mai acolo aș crede. Hai să nu-i pronunțăm numele lui ăla. Nu, we don't say that name. Ia să vedem. Și uite, aici se duce în jos. A salvat Power Rangers-ul. Efectiv, Power Rangers a salvat. Ăla cu AJ și Undertaker, a fost bun meciul, a fost bun meciul. Îți zic eu, un meci care mi s-a părut bun doar din cauza revenirilor, dar overall a fost o mizerie și îmi pare rău că zic asta. Sting cu Triple H. Da. A fost o mizerie de meci. Da, nu, ăla. Revenirile, nota 10, cu bine. PWO, cu DX, cu Kit, că erau niște hodorogi. Dar ce trebuie? Bine, nu prea avem ce să vină să-l ajute NWO. Da, nu, efectiv, care s-au bătut pe Sting unde l-a prins toată perioada, cum a venit să-l ajute. Înțeleg că a fost ideea cu NWO Wolfpack când a fost cu el, dar nu. Nu, Jury, Axiom e fostul A-Kid, e din Spania și a avut meci cu Rico și prin Progress. Ok. Okada și Kenny Omega e... Okada și Kenny Omega... Bă, Okada... Nu mi se pare neapărat... In-ring performer nota 10 nu mi se pare un caracter extraordinar neapărat. Nu, nici nu m-am uitat atât de mult New Japan. Nu l-am urmărit atât de mult. Dar Kenny ca și caracter... Ok! Wolfdogs rămân campioni aparent. Stai că am împins birou. A plecat tot birou cu camera mea. Wolfdogs aparent rămân campioni. Au câștigat. Mare spir ce a dat Bron Breakker. Pe ce? Aveau 1000 de ani împreună. De action, cinstit.
Ai avut Sting și Undertaker la aceeași mine, dar tu ai pus meciuri diferite, cinstit. Chestii bune în AEW? Dar sunt destul de yes. Ce? E? Killbox. Killbox acum, Swerve, da, Samoa Joe. Da, ok, nu. Ba, da, Hangman, turnul creierul Hangman. Meu, creierul meu a rămas blocat la faptul că, bă, de ăștia nu mai au MJF. Hai, mă, Cody, da, am uitat, bă, Swerve și-a salvat cariera în AEW. Danielson, ce meciuri are, Osprey. Stai așa, subliniem altceva, Danielson ce meciuri are, dar le pierde pe toate. A pierdut tot de vreme. Cel mai bun spear, da. Efectiv, Bron Breaker are cel mai bun spear. At this point, da. Da. L-a depășit ce însemna Lashley, Goldberg, Batista, Edge, tot, Reigns, tot. Dar nu, au rămas ăștia campioni, nu mai n-aș fi zis. Okay. I mean, nici nu vedeam random echipă din tot ăla de spală vase și că e acțiune ăla de așa și cu... Adică nu-i neg calitățile de in-ring. Dar nu cred că era. Ce Dumnezeu? Dar nu cred că era echipă. Eu zic că din Ambrose o să revină în WWE. Nu știu că nu-l suferi. Lăsăm asta deoparte. Îmi doresc. Eu am fost fana lui Ambrose și al lui Moxley acum. Aș vrea să vin înapoi, da. Ceva zice că nu. Chestia cea mai bună din AEW că a făcut WWE să-și miște un pic fundul și să facă un pic de better stuff. Aduce aminte de un WWF. Da, păi corect. A fost nevoie de o altă companie care să fie acolo în spațiul WWE cu bățul, să fie... Să le bage bățul, băgat. Un pic. Ia fiță, vezi că vin. Ursul, efectiv, a trezit ursul. Și trebuie să-i panicheze un pic WWE. Ok, trebuie să facem treabă bună. Că vin băieții ăștia care supărați. Out, du-te tu. Du-te. Bine că arăți pe cameră și mi-arăți... Nici măcar pe cameră n-arăți, arăți... Mi-arăți mie, practic. Păi ție vreau să arăt, uite-o. Așa. Chestia cea mai bună din așa, s-a citit, da, lui Moxie e mai bine. Da, e mai bine, da, e W momentan, da. Nu vrei să vezi, să-l vezi înapoi, aș vrea, nu știu. Sau Okada vs. Ospreay, Daniel Silver vs. Okada. Dintre toate trei astea de la enumeratul MBG, Okada Kenny. Și Okada Kenny 4, ăla când îl bate Kenny. Da, Okada Kenny și Danielson Okada. Nu, Okada Kenny. Am văzut, eu am văzut Hall of Fame aseară, mi-a plăcut. Da, și Daniel Silver vs. Okada pentru ce s-a întâmplat în meciul ăla, deși a rupt al meu degetele și așa, a fost... Nu rămâne și la Mania Live. A Ricky the Dragon Steamboat, a Bret the Hitman Hart, un copil random din public. Mi-e dor de Edge în WWE, nu mai pot. Bă, având în vedere... Uite, bă, mără. Având în vedere ce înseamnă acum Edge in AEW, ce i-au făcut la băiat, eu încă sunt blurat pe creier de la faza aia. Cum mă să vorbești cu scaune goale, mă? Bă, îl pui pe Edge să vorbească cu scaune goale, nu vă e rușine. Tu cu un pahar mare aia, urât. În stil. O să fie în da, stil. Da, nu, e clar că o să fie. N-ai nicio șansă. Bă, aia mi se pare amuzant că la nu. Cât de mult hype se face, dar... Nu, o să fie un meci. Știu că e TNT care... Champ, da. Deci, o să fie meci bun. Da, dar... De build-up pentru Chad Gable. Contra lui Gunther. Salutare, domnul Biolan. Oh, Biolan, salutare, Biolan. Gunther meciul lui Ilia ar fi interesant, da. Eu am bax în WWE, nu cred că o să vedem vreodată asta. Nu cred că o să vedem vreodată asta, eu nu cred asta. Nu, tocmai că și-au... Bă, așa am zis și de Cody, că gen, când s-a deschis AEW, că nu... N-o să zic niciodată... A venit și Cristi Mic. Niciodată. Salut, Cristi. Salut, Cristi. Nu putem să dăm live. Dar niciodată n-o să zic niciodată. Nu știu. Chiar nu mai poți să mai zici niciodată la nimic. Bă, bun, a revenit Punk. Însă... Stai să o luăm altfel, a revenit zic, Punk. Pot să fiu de acord însă... cu asta. Nu știu dacă... De fapt, da, eu dacă l-au păstrat pe ea, pe Cody cu gimmick-ul lui din
Da, zic, dar nu știu. Sunt niște Dream Team-uri, Dream Team matches acolo cu la pentru Young Bucks. MJF în WWE aș vrea și eu. Aia vreau și eu. Nu-i pupăm pe toată lumea. Dar, nu știu, nu... Young Bucks cu cine? Dar gen să fie guarantee 5 star. DIY. Crezi că o să fie ăla? Crezi că mai rezistă DIY atâta până zică Tommaso Ciampa? Goldie! Goldie! Băi, m-ai întrebat de un Dream Team match așa? S-a luat pe diver. Da, dacă ar rezista, dar nu știu dacă mai rămâne DIY atât de mult împreună, că mă aștept iar să fie un heel turn. Și cu... S-a liniștit. Și de ce să te minți și cu ăștia și cu New Day-ul? E un dream match acolo. Deja m-am cam săturat de New Day. Eu nu, sincer. I'm sick of New Day. Legit, sunt destul de sătul de ei. Dar da, Ian Bucks vs. Ian Bucks vs. Brawl, partea a doua. Cinstit, cinstit, da. Bună seara, Ela. Nu mă doare, doar mănâncă. A început să mănânci. Ce mă, te mănâncă tatuajul ăsta frumos? Mă, cum ar fi mă să-i dau una? Cum ar fi mă să-i dau o palmă la tatuajul ăsta? Și-o mai vei mă dacă-i dau una. ce promo are Semi. Atâta promo și... Aoleu, bă, ce-i cu Noam, dar eu nu-l sufăr. Deci eu nu știu ce s-a întâmplat cu Noam, dar... Deci gândește-te că inițial când am văzut echipa asta, l-am văzut, eu nu mi-am dat seama că ăsta e Noam Dar. Da, nici eu. Și după aia am citit și eram, ăsta e, nu pot să cred că, uite leapte la el, ăsta e Noam Dar. Fostul Cruiserweight Champion. Da, fostul Cruiserweight Champion, nu pot să cred că ăsta e. Punk vs. The Rock sau Punk vs. Punk cu Stone Cold, da, bătaie microfoane și Punk cu The Rock, a fost bun meciul ăla, n-a fost de rău. Far too short, too box, with guard. Unul dintre cele mai bune take-uri. E money line, nu... Băi, efectiv, unul dintre cele mai bune, cel mai bun line. Știi câți ani are Oba Femi? 22. Da, 22 de ani. Bă, cum să aibă mă la 22 de ani? Mihai, mi se pare că la 2. Da, la 2. E start time special 7 PM Eastern, care înseamnă 2. Mai am până la... Câte zile știu de tricoul ăla? Nu pot să spun cât am dat, pentru că este primit cadou. Cât a fost. Cel mai bun ăsta să aflați, e să căutați pe Google. Îl vreau înapoi, bă, în ring, pe ăsta, pe... De ce e un Knuckles imens în spatele lor? Nici nu am băgat de seama, sincer, mă uitam la Bad News Barrett. La două începe, mamă, la două începe, deci avem până la... 6 ore. Nu, cred că e 6. Nu, o să fie 6. Cât e maxim 5 per show. Dai Jack. Efectiv, reacția noastră, dai Jack. Atât din pasă de el. Nu, adevărat, mi-e pas. E nu. I like him. Bine. A fost interesant, dar... la meciul cu Kidley a fost altceva. La era Dominic Dajakovic, ne-a pus frumos pe televizor Cristi Mic. Mulțumim, Cristi Mic. Suntem pe televizor acolo frumos. Ne face Becky și logo-ul. Aia zic. Exact. Ce s-a întâmplat, nu? Că ți-am zis să-ți fac set. Hă, fac ap. Mânca-te-ar Dumnezeu. Ce m-am speriat că a picat curentul. Ce urgent. Da, puti vrei să stai liniștit. Vino aici când vrei tu. Ce pe mine, așa. Eu nici nu știu ce tricouri vreau. Oh, vor faci vagabond. Ar trebui să bag chestia aia cu... Da, n-avem notificări. Efectiv. Ce faci? Josh Briggs, care noi nu știm cine. Mulțumim mult, Mihai Beleaznă. Eu nu am nu e dur, cum ne zice, mă. Notificări active și asta. Da, corect, cine e Josh Briggs? Habar n-am. Din simplu motiv că eu am schimbat PC-ul. Am instalat OBS-ul azi și am băgat rapid numai astea cât să putem face live acum. Încă n-am băgat toate chestiile. O să le punem pe toate, dar momentan n-am nimic. Atât am avut. N-are nimic pe el. Atât n-am nimic. Cine e George Briggs? Băi, nu știu, dar îmi place cum arată. Nu o să te mint. Știi a ce arată? A standard caracterul pe care mi-l făceam eu mereu în WWE 2K. Da. Așa arăta mereu caracterul meu. Efectiv. Și nu-i nimic la un moment dat greșit să fie ceva generic.
Da. Da, I mean, să vedem cum luptă, că nu am avut niciun meci cu el. A, bine. E triple. A, da, asta e că e triple. Da, e triple cu Hoba Femi. Mulțumim mult, Mihai. Ce vrea să vezi la WrestleMania 40 MJF vs. Cody sau CM Punk vs. Stone Cold? Bă, CM Punk trebuie să mai rămână în viață până atunci. Stone Cold e prea bătrân, așa că un MJF contra Cody e the answer. Stone Cold e prea bătrân, Punk... Garantez că după ce revin din accidentare, în două luni ai accidentat iar. Ok, ești optimist cu două luni. Oh, Alex! Tu ți-ai tras aere de... Am venit, ok? Încet, stai așa să punem chestiile încet la loc și o să se posteze. Mai devreme până să vină Greg la mine, editam un clipul pentru mâine. Chiar nu am terminat. Da, bună și te pup, Alexandru. Saltam tot chat. Tot partidul. Nu s-a ajuns la 35 de ani, la 22. Răspunsul Hoba Femi. Doamne ferește, ăla are oricât între 22 și 84 de ani. Da, bă, albulețule, dar 2 ani contează. Dar face 3 până la anul. Ce-a zis? Bă, Stone Cold, că e prea bătrân, cu 2 ani versus KO. Bă, nu-i ca și cum s-a mișcat extraordinar de smooth în meciul ăla. Knuckles. Da, mă, e ceva spus, da. A, de film, mă, cred că e. Stai așa că-s curios aici ce o să se întâmple. Deși, cred că o să rămână titlul pe Oba, că l-ar lua prea repede. Nu cred că da. L-ar lua prea repede, mai ales la cât build-up i-a făcut de monstru. Deși meci între 3 Giants. S-a întrebat MBG-ul ceva. Acum. Ai vrea să mergi la final, vei face dacă nu știu ce să iar sau te duci la WrestleMania? Sincer, ce să aleg eu? Da, ambele nopți WrestleMania. Eu chiar aș alege să mă duc ambele nopți la WrestleMania. Pentru că până ajunge ce să iar. Până mai bine, bă! Dacă era aceeași întrebare cu United, pentru mine să știi că era la fel răspuns. E aceeași răspuns la mândoi. Cine este bătrânul ăsta, dacă întrebarea este legată de cine, Oba Femi, are 22 de ani. E mai tânăr ca mine. De tine nu mai zic. O norocule. Ai, n-ai 40 și cât ai? Nu știu, dar dă-și tu tataia în cazul ăsta sucul ăla. Ia bre, în care ăsta? Ăla așa, dă-l pe la cameră să se vadă, sponsorizați-ne. Sponsorizați-ne cu ăla. Oba Femi, ba. Efectiv, Oba Femi l-a luat pe Dijak și l-a lovit pe Josh Briggs cu Dijak. Și Dijak nu e un om micuț. I-a făcut Knuckles. A glumat. Cum s-a răzmat așa la 22 de ani? Coming soon, pe Paramount Plus, am înțeles. Atât de multă credere un film încât nu-l scot pe cinema. Îl scoate doar pe... De pe Paramount, da, aparent. Că cu Sonic-urile le-a mers bine. După ce l-au schimbat pe Sonic, dacă lăsau pe Sonic cum arăta prima oară, mai știi cum arăta, nu? Ah. Avea dinți! Avea Sonic dinți! Băiatul ăla fără tatuaje nu a făcut parte din... Ăla era Tibar. El era Tibar, da. Cum îi ziceam ăla? Stable. Ah, ce-mi scapă. Stable-ul lui Ali, nu? Da. Care Ali acum în 3 luni de zile a dobrut nu știu câte recorduri. Așa, cum îi ziceam? Retribution. Retribution, da. Atât de mult de pe ăsta de Retribution. Da, și înainte de asta era... Dominic Dijakovic, după aia Tibar, Mace era... Mase. Yeah. După aia era Tech Team, fără și ăla ce s-a întâmplat cu el? Era Black, era da și pe aia, frate. E triple threat, triple threat-urile sunt toate no-DQ. Da, toate triple threat-urile sunt no-DQ. Hopa, ia să vedem, mă, Josh Briggs. Amin! Acum l-a lovit Josh Briggs pe Oba Femi cu Dijak. Sărea cu Dijak e folosit pe post de... Efectiv, Dijak e pe post de armă. Vezi WhatsApp acum. Ce mi-ai dat? Mamă cât costă.
Ia să vezi și tu. Da, da, știam. 1000 de lei. Mă, mâncam aș curea voastră să-și... Donați! Bă, sunt 600 de euro biletele la Bash in Berlin, mă. Că mă uit eu de... 600 încă? 680, da. Cel mai ieftin bilet. Ce dracu, bă? Bă, sincer, da, de unde atâția bani? Trebuie să scadă mult ca să-mi permit eu. Au să devenim bogăți peste noapte. Da, sau să ne bogățim peste noapte. De aceea donați. Nu, așa nu. Ne bogățim peste noapte. Lasă-mă să încerc. Bă, dacă Teo poate odată la 5 secunde să zică like, subscribe, donați. A, bine, poți da. Eu. Da, da, da. Poți și eu dacă Teo poate. Da. The Briscoes da. Sau The Usos. Sincer, ca și tech team, Usos. Character again, I'm going Briscoes. Rip. Unul de nici nu mai știu care dintre ei. Era Mark în viață și nu mai știu cum cheamă. Mark în viață, da. Mark în viață. Cel mai ieftin e 500 de euro la WrestleMania. Unde? Da. Unde? În colțul stadionului, în partea de sud, dar nu vezi pe ecranul mare. Nu vezi nici pe ecranul mare, da. Am dublu chokeslam pe Obafemi. Ceva îmi zice că tot îi omoară Obafemi pe amândoi. Da, mă, e mă, clar, mă, că să bătute ca mie mi se pare că Josh Briggs arată de parcă ar trebui să fie într-un tech team el, da. Membru dintr-un tech team, cu cineva mai mic. Da. Efectiv, arată atât de... Nu știu, Ian Bax sau Usos? Ian Bax. Ian Bax. Da, aici nu era discuția asta, Ian Bax oricând. Ăla, Dream Team de Ian Bax. Usos. Da, ăla ar fi meci bun. Team Heat sau Team No Heat? Heat! I'm Team Heat! Team Heat. Team Heat. Nu îl trimite la finala Europa League când ajunge Liverpool în finala Europa League. Dar, din nou, Heat! Da, din păcate, eu nu știu cât încredere să am în J. Am 1000 de euro, euro locurile decente. Ia? Hai mă, nu e. Na, era amuzant. Am văzut. A luat Ring of Honor. Da, am văzut și că a dat pe tot locker room să celebreze cu el. Mamă, ce big boot. Bă, e interesant și nu acest Joe Briggs. E o combinație de buget între Corey Graves când lupta și Baron Corbin când avea păr. Îl ții minte Baron Corbin ăla cu plete, da, da, dar da. Chelia lui era pe aici. Chelia lui Corbin era pe aici, dar el avea plete. Vrei să ești the good Baron Corbin. Singurul moment decent al carierei lui e ăla când a câștigat la WrestleMania 32, Andre the Giant Memorial Battle Royale. Sincer, mi se pare că Baron Corbin este mid-carderul perfect. Nu mi s-a părut niciodată să fie rău în main roster, pentru că este mid-carderul perfect. Main exact. Event? Nu. No. Midcard? Deci pe lângă prietul tău pe bilete, cât? Ce bine e. Și avion, dar viză. Avion, viză, cazare, mâncare. Da, dar umbli care ne-ai simțit tu cu doi rinic după tine. Corect. Ok? Și ai doi rinic și eu la fel. Eu zic că ne permite WrestleMania 41. Dacă ne să fie care la câte rinic. Ia vezi unde să ține, că nu mă simt. Dacă nu-mi place orașul numele. O să vedem. 41 care va avea la Minnesota. Bă, Philadelphia la ăștia la 40 la Philadelphia și mers că e frumos acolo casa e situată. Da, Philly e frumos. Philly cu alea. Și când a bătut Kurt Angle parcă tot la WrestleMania. Ha? Cine? Baron Corbin? Da. A, da, eu am șutat cu Corbin de Corbin. Adică, omul care l-a retras pe Corbin. Da, am șutat, am funny. Avea păr pe vremea aia, parcă s-a răsise deja în cap. Parcă avea păr, mă, încă atunci. 35? Mă, avea încă păr. Nu, sunt câțiva ani numai, adică nu are păr. Nu, avea încă păr. Încă nu am aici setări. Stai că vreau să văd ceva. Resetez multe chestii. Da, pe Bear, am și uitat. Eu am... Ca să zic cât de mult îmi păsa mie de Bear în Corby, am și uitat de el deja, că vorbeam de el. 11 oameni acum pe live. Bă, pentru un live ne-a anunțat, mulțumim foarte mult. Sincer. Big Boot, frumos. Super kick acolo, Big Boot iar.
Multă baftă la testele pe care le-ai dat, Georgic. Georgie franceză, română, eu mă la NXT. Foarte bine, uite la NXT. Ia-ți testele, așa? La franceză... Close, caută, la franceză. Caută maneaua aia de tototizuiește țancă pe... Era chel, okay. În franceză, așa că... Acolo, te învață bine franceză. Oui, oui, ce n'est pas possible de la baguette. Baguette, pain au chocolat. The only pain I want in my life is... pain au chocolat? Nu mai dat MBG aici, mă. Ce-a făcut nebunul? Plus cazarea cât? Deci 30 de milioane avioanele, da? Aia zic, mă, că e... Plus cazare. Ce-ai pățit, mă? Ce-ai, mă, că stai, bă, efectiv... Cred că un ring nu ți-ajunge. Bine, depinde unde dai rinichiul. Dacă îl dai la noi, da. Dacă dai rinichiul până afară, pe piața neagră, te-a spus mai bine. Ok, Daija cu mare chokeslam? Running chokeslam, ce-a fost asta? Nu știu, bă, bring me back Keith Lee și run Keith Lee. Tu ai văzut că aseară, ai văzut? E ok, e bărbatul mie. Da. Mă așteptam să apară. Mișe. Iartă-mă pe mine. Bă, vrei alune? Avem alune. O să mai aduc alune dacă mai vrei. Avem alune. Am putea că avem alune. Ia și o să vedem. Dacă ai scobitor e bine, dacă nu... Nu, n-am scobitor. A, e. Fucking hell, Canadian Destroyer. Făcut de Dijak. Eu ți-am zis că mie mi-a dor de meciurile lui Keith Lee unde făceau toate handicapate mișcătate. Dar și Keith Lee, și Keith Lee ce meciuri avea. Da. Malakai se știe că o să revină. Și el și cu ăsta lui Uria. Faci pe tot încearcă săracul de când a preluat Triple H Creative Direction-ul să scape de contractul ăla de NAW. Bă, nu știu, am văzut un mic de mișcare din partea lui Josh Briggs, adică... Ce mai găsim, mă, MBG? Hai, uite-mă, și cazare. Nice, Boba, nice. Dar e Jack în spate, Briggs și mai în spate. Deci electric cercul s-a luat drop, salut. Bă, ești... Au. Au, ce roape, Josh Briggs e out. Nu. E. Da, Jack. Salut, Alex Vlad. Ce meciul ăsta? Nu știu, la magie. Bă, overall, pentru 3 masivi, un meci super bun. Da. Efectiv, e car crash. E big man. Slapping me. Îi place lui Big E meciul ăsta, cred. Mâncaia și implanturile lui în sățe. Bă, omul e prea mare, bă. Ce-ar fi amuzat, dar cum a să vină Big E să-i bată bătăți? Ăla mai lipsea. Ia vezi. La WrestleMania nu rămânem, că plecăm atunci. Mare Big Boot. Acum mare pumnă înapoi. A, nu. Ei, oba. Mickey Mouse slapping meat. Biggie, săracu, ne rugăm să-i fie bine gâtul în primul rând, să poată să meargă în continuare cum mergea aseară la Hall of Fame. Da. Tu nu paralizezi. Și mai degrabă, mai departe vedem dacă mai revine el cumva, da? Te prefera săracu să... Să fie sănătos. Da, Jack? Hai, mă. Oh! Ok. S-a ferit mișorul, nu stimit. A fost inteligent spotul. Acum mai încearcă încă o dată. Capă o bafemică, nu mai apuc. Sau? Is da? Bă, dacă iese oba... Are. Deci cam 3000 de euro de fiecare dacă vrei să vezi WrestleMania. Și asta nu pe un rând din față. Da. Să văd ce mai face Arsenalul. Se bate a început meciul. Am început de o oră. Începe două cornere și două culori Arsenal. La
La două dimineața o să fie Wrestling Mania. Vezi că sare. Am zis că sare. Opre. Focan dacă aspirator azi. Nu mă, când dacă spălu, s-a mă după burtică. Bine. Da, aia aici, să pun... Da, amortizarea. Bă, la Josh Briggs chiar rezistă, băiatul meu. Vezi că-i dagic în spate tot. Vezi că-i digiacul în spate. Noapte bună. Ce am luat, Dajic? Acum, now what? Eu pe cine iau? Mă, și un pic sper să ia Josh Briggs titlul. Efectiv, fix că habar n-am cine e. Un pic parcă aș vrea să iei el. Tu știi că eu am pe amândoi, nu? Apar un spoiler pentru MyGM. Da, nu mai zice. Mâine vine MyGM-ul. Mini spoiler pentru mine, să intrați să vedeți. Da, mâine postăm MyGM-ul. Primul episod. Aoleu! Era unghiul de filmare care să îl dădea de gol. Efectiv. Mare power. Așa și pinul pe Josh Briggs. Gata meciul. Oba Femi rămâne campion. Chiar că asta, nu mai știu cine a zis mai sus că Josh Briggs e acolo ca să mănânce, da, să mănânce pinul. L-a mâncat. Da, aia e evident, mă. Da, no. Oba Femi, 22 place, de ani. Ce-mi place cum arată centură aia, mă. Băi, chiar arată bine. Eu am la întrearea care arată bine de la astea. Păi din NXT... Bine, pentru că majoritatea arată la fel, mă. Da. Păi stai, aia de la deoare Ilia nu-mi place. Prefer pe aia veche. Da. Da, bă, chiar bun meciul, chiar mi-a plăcut. Și mai din asta din main roster nu-mi place Intercontinental, îmi place. Nu-mi place United States-ul. Tech team-urile au nevoie de un remake masiv. Da. Alu Rollins e urâtă. Nu-mi place alu Rollins. Alu Reigns arată bine, alu Reigns. UFM e exact ce vreau să fie Apollo Crews și Omas. Da, Apollo Crews, da, Omas nu. Omas e chiar să fie gigant și atât. Da, Omas nu, e Big Show 2.0. Da, nu, Omas. Dar Apollo Crews, da. Decât că e și un cap jumate peste. Norocul lui UFM că are și un cap jumate peste Apollo Crews. Da. Mai există Apollo Crews? Atât de mult ne-a păsat. Da, bă, meciul... Zi, o notă din 5? Sincer, eu aș da un 4. Un 3 jumătate de 4. Aș da un 4, de ce după meciul ăsta? A, e ministerie, bă, nu-i film, am înțeles. Cred că începe de... Da, de fapt, da, ai zis bine, mâine seara. De mâine seara, cred că începe... Efectiv, nu știu dacă o să se facă ceva cu servieta aia, dar n-am încredere deloc. Ori Priest vine cu servieta. Bate Drew și atât, și se ceartă cu Punk. Rămâne set campion și începe Drew cu Punk. Nu știu ce o să se întâmple. A mai luptat Apollo la Roșie la SmackDown, what? Drăgușin, salut! Până ce începeți cu wrestling-ul, dacă tu faci reacții, vă dați cu părerea la piesa mea pe care am lăsat-o azi. Păi a început wrestling-ul. Hai că a început deja wrestling-ul. Stai că eu chiar sunt curios acum. E cum tu? Hey, night. Ia mă. Nu cred că merge de aici. Nu cred că merge de nobiesc. Cred că este eu spate. Dar uite că aici, de ce nu merge? Nu știu, nu mă întreba. Facem mutări per mutări. Uite, vezi? Aici. Ce nu merge? Le-ai făcut toate și tu la dragul ăla ajuns. Stai că ne uităm pe tele. Unde trebuie? Oh, că-ți bag asta. Era și ulei. Dacă era un melzor, probabil. Amin! Amin!
Da, a fost fiudat cuiva, dar am uitat cine cu cine a avut meci. Ok, dacă pierde Seth centura, ce o să facă cu el după? Sunt curios. Ne uităm pe WWE Network. Avem abonament luat. El are. Hai să vedem acest domn. Ce faci cu Seth? Îi dai pauză întâi. În primul rând, dacă săracul e cu... Bine, a avut pauză cu accidentarea asta, teoretic să-și repare și spatele. Da, da... Da. Pregătești și faci feud la SummerSlam, ori îi faci feud-ul cu The Rock. Pe care îl face singur, că The Rock filmează vreo 3 luni de la 1 mai până pe 1 august. Bă, nu sunt așa fan trap, dar în același timp sună ok piesa. Ai auzit de aici? Nu. Gen sună profi, sună foarte profi, gen pentru gen ca și piesă trap. Sună efectiv a piesă trap, dar profi. Adică nu mi se pare gen înregistrată, da, într-un beci. Produsă, produsă piesa să drăgușine, de că și producție chiar se aude, da, bine. Nu, da, sunt, da, eu fan trap, dar da, same, ca și producție, nota 10. Și eu la fel, nu sunt mare așa, dar pe producție chiar sună chiar blan. Sina, bă, ar fi interesant să revină și Sina mâine seară. Da, păcat că n-are voie să facă nimic fizic tot anul, că e, tot anul e blocat cu, cu filmări. Trebuie să înceapă filmările la Peacemaker, că trebuie să înceapă filmările în Royal Rumble, nu știu ce. Deci nu cred că, că mișcă ceva. N-avem John Sina. Sau avem și să uită la The Rock și doar îi facem așa. Stai așa un pic, uite-te un pic la băiatul ăsta. Îl vezi? Da, mă, da. De când s-a făcut atât de mare, numai eu văd un Macho Man Randy Savage. Bă. Uite-te la fața lui și la mușchi acum. Numai eu îl văd pe Randy Savage. Nu știu. Da. Deci dacă e înregistrat acasă cu microfonul, da, că știe... Nota 10, da, se aude super ok. GG, nu știu ce. Deci dacă aia are... Ce setare e făcut, ce compresie, ce noise gate-uri ai pus pe el, că e... E bine. Ce mergi să fure show-ul? O dată, fii atent, îți zic mare squash match. Jade cu Naomi. Alea, deci efectiv, dacă are mai mult de 30 de secunde match-ul ăla, mă mir. Ce zic eu că fură show-ul? Underrated. Ăștia. Tag team. Ladder match. Ăla-l văd să sincer, fie... Sincer, eu știu pe ce mă aștept mai mult. Îl văd să fie spot-fest maxim. Știi pe ce mă aștept eu mai mult? Să fie de fura de show, efectiv, Gunther cu Sammy. Sau Gunther cu să Sammy, fie, da, o explozie. În locul lui Brock să termine secul. Dacă ați văzut primul episod de la Porta, l-a văzut de BG. De Pareologi în Colț. Îmi știți părerea ce mea. Ce mă, Tia Hall îi face așa urât? Băi, bișonule, ușor. Deci, nu cred că ar fi fost cineva. O singură opinie, sunt de acord cu aia lui Ivan. Cu Bray? Cu Bray, dacă nu pierdea cu un an înainte. Dacă nu pierdea cu un an înainte meciul cu Sina. Acum, ce meci, cine sunt astea? Bă, na. Easy Dame. Ha? Nu știu, ce d-astea mai sunt astea? A, ăsta e triple take team ăla cu JC Gen și astea două, contra Tia Hall și încă două. Efectiv, în afară de JC Gen și de Tia Hall, nu știu pe astea la alte, habar n-am. Și știi cât e de dramă, că efectiv... Meciul ăsta e din cauza că JC Gen nu mai este prietena lui Tia Hall, că s-au certat fetele între ele și acum se bat. Bă, amin. Și dacă n-aș fi prieten cu tine, m-aș bate. Vrei să ne batem acum pe live? Nu, că suntem prieteni. Ah, ok. Te prieteni, corect. Sunt cine eu zic că suntem prieteni. Suntem prieteni. Aoleu, Mihai. Mă. Mă, primul la masă. Mă, știu că în general... Dar nu e ok. E pură coincidență acum, mai Mihai.
Hai să fim serioși, nu poți să-mi spui de exemplu că anul trecut la Rhea cu Charlotte sau la Bianca cu Asuka, alea au fost meciuri de pauză de țigare, că n-au fost. Deci cât de bun. Dar acum da. Suntem la un meci de 3v3 din NXT la care nu știu, eu doar știu două persoane, tu nu știi de când, cred că pe Tia Hall și atât? Și pe ea o știu așa, din vedere, mă. Deci îți dai seama, Jens vs. Bianca Belair sau Jens vs. Rhea? Bianca, Jade cu Bianca. Fii atent, eu zic că la Mania o să bată Jade cu fetele, dar o să fie și început de feud Jade cu Bianca pentru Mania la anul. Da. Efectiv, aia trebuie să întâmple. Sau văd dusă chiar până la SummerSlam, ca să te lungești chiar un an de zile, dar... Dar ce mi se pare mie cel mai tristuț e că au adus-o înapoi pe Naomi. Și s-a pierdut în și ce? În aici, da. Ai adus-o înapoi pe Naomi, acum să ce? De ce nu? Că ai sperat să aduci. Stai. Și pe Monet. Și pe Monet. Să aduci pe Monet, da. Te rog frumos, te rog frumos. Chase U University. Chase U. Te rog frumos. Respectă Chase U University. Eu fac W mai mult. Da. Da, la anul ceva probleme avem un român contra RAC. Chase U University, my friends! I'll do you one better, Mihai. Nu la anul la Minia. În toamnă la Arăbeți. Pentru bani mai mulți. Pentru bani mai mulți, da. Ăla e singurul mod de a-și vedea și asta. Eu așa-l văd mai degrabă. Pentru bani. Mamă, ce întrebare. Bă, The Shield a fost the shit. The Shield a fost the shit. N-o să te mint. Am îngăuit The Shield. Dar... Am îngăuit The Shield. Mie Adam Cole, mi-e foarte drag să... Și o să merg pe Undisputed Era. Bă, din Undisputed Era mie doar îmi plăcea efectiv de asta, de Kyle O'Reilly. În rest, rol de strong, decent, dar... Bobby Fish m-a fost mai mult accidentat, dacă țin bine minte. Și Adam Cole e bun, dar nu mi-a făcut mie niciodată click, Adam Cole. Nu mi-a făcut click, da. Dar The Shield was the thing. Nu știu, a fost prea bun. Hokada Chase University. Ata mai trebuie să mai vedem. Vedem mai bani că așa face Triple H. Aduce oameni și îi bagă direct în story. Andrade, gen, care nici până acum n-au avut un meci serios. Facem pe viitor, sunt total. Păi da, planning-ul trebuie să fie pe termen lung, nu trebuie să-l aducem acum pe Andrade, gata, meci. Dă-i un pic de planning. Da, nu, deja, main event, meciul următor. Deci eu deja nu înțeleg ce se întâmplă în meciul ăsta. Da, nu. E un haos meciul ăsta și atâta. Și pe mine mă disperă un pic energia de Chihuahua turbat de oare Tia Hall. Da, zici că l-a scăpat de la... Și înțeleg că are 19-20 de ani, dar prea bișon turbat e. Și în ring nu prea se lua, adică nu e extraordinară pe luptă și asta. Bă, dar e NXT-ul, mă, să... A salvat-o, ok. Și acum tot... Ia de la Gunovez Gunder la anul rest la WrestleMania, Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Ești mai ieftin la Arabeț să vezi în Bay-Bur-V decât în America. Bă, eu sunt sigur. Sincer, da. Eu da, sunt sigur garantat. Că... Aia sunt un team mai mare, e un faction mai mare, Chase University, unde sunt aia trei din Chase pe care nu știu niciodată cum îi cheamă, și Tia Hall. Ăștia o să aici să o susțină pe Tia Hall. George, că... Ce zic? Știm toți că la el se referă, dar n-a dat nume, deci... A zis ceva de genul la... Mi se pare că la Pat McAfee, la... show-ul de la podcast-ul de la tot rasta asta la săptămâna asta, că vezi, doamne, sunt unele persoane care li s-a pus pe oferta pe masă și gen, dacă n-au ales, înseamnă că nu apreciază că gen WWE merge pe sistemul de grind. Și aici trebuie să vii să lucrezi intens, gen, să nu te duci să iei mai puține zile de lucru, chestii de gen doar pentru bani mai mulți în șet, chestii de... sau chestii de genul ăsta, mă știu exact, parafrazez, dar a zis ceva de genul. Da, și că gen, dacă așa, gen, își pierde și el interesul dacă vede că tu gen, faci alegeri de genul ăsta. Mm-hmm. Era clar că se referă la Osprey acolo. Ok, da.
Dar în același timp putea să facă pe lângă Ospreay să dea și la ăștia care au ales să plece, cum e Danielson, cum e Edge, cum e pentru bani mai mulți, zile mai puține de lucru. Nu sunt neapărat de acord cu take-ul ăsta al lui. Da, sau poate se referă la... Că... Înțeleg și aia, că poate se referă la... CEO. Da. CEO. La fel. Nu salut, Minix. Nu pot să zic, salut. Nu pot să zic că sunt total de acord. Pentru că hai să fim serioși. Cine mă... Nu rămâne și la Mania, din păcate. Cine dintre noi, și acum chiar vreau să văd take-urile în chat, n-ar aprecia să lucreze pe bani mai mulți? Zile mai puține. Dar să lucreze mai puțin. Hai să fim serioși. Cinstit, da. Nu știi cine n-ar vrea? Un newcomer care vrea să se duce, dacă ai ofertă ca și newcomer, se duce în WWE, păi te duci în WWE. Pentru imagine. Dar când ești Will Ospreay, nu mai te interesează. Ești Ospreay deja. Da. Și se dă la și-a relansat cariera. Claudio Castagnoli, te rog frumos. Da. Dacă m-a întrebat mai devreme când Tiffy nu are meci la WrestleMania. Nu. Abia acum mai începe build-ul lui Tiffy, mi se pare. Abia acum mai fac build-up. Da. O să dureze până o să aibă ea meciurile aia importante. A avut o părere, debut în main roster. Still something pentru o cât are, 25-26 de ani? Tiffy? 22-23, ok. Nu, eu zic că e un deja e un push mare. Și-o auzit în chestia aia, că Danielson a plecat din WWE când nu l-a fi răs mai lăsat să intre în ring. Edge a plecat după bani, cred că eu. Da, nu cred că a plecat neapărat. Nu cred că după bani, cred că pur și simplu după faptul că îi oferea schedule-ul mai light. Sau schedule-ul mai light, da. Și că are și prieteni acolo, că na, îl are pe Christian, nu, îi are the greatest father ever. Așa. Îi are pe FTR, care gen, au fost aia care cu care s-a antrenat să revină în WWE, deci... Și sunt foarte buni prieteni. Eddie Kingston, care am văzut cum mai e tovarăș cu el. Da, nu, are și cunoștințele acolo. Și ce, uite, acum mă gândeam la Eddie Kingston. Numai mie mi se pare că Eddie Kingston nu e nicio variantă în care el ar merge în WWE. Da, nu. Nu, barbe, nu. Nu. Cum îl bași pe Eddie Kingston în WWE? N-ai cum. N-ai cum, nu. Ăla, Eddie, îl ador. Deși e bun și mie îmi place. Eu îl ador pe Eddie. Dar nu vă variantă în care îl bași pe Eddie Kingston în WWE. Nu este, Eddie nu este deloc. E între singurele persoane pe care nu l-ar vedea deloc în sistemul WWE. Da, nu, nicio. Nu, e prea rabid și prea pasionat și prea handicapat ca să... Poate să conformeze la sistemul impus de WWE. Will Ospreay, Okada și Kenny spune trei wrestler care se bat cap în cap cu ei în WWE. Roman Reigns. Oricât am vrea să așa, nu? Seth Rollins. Drew McIntyre. Vrei să arunci ceva în afară de Drew? Asta nu în afară de Drew. Stăteam mă gândeam dacă gen... Cody, nu, nevermind, Cody. Da. Lasă-l pe Drew. Da, Cody, Seth, Reigns. Eu zic Cody, Drew, Reigns. Nu îl plași tu pe Seth, lasă-mă, îmi place că nu-mi place. Seth Rollins. Bă, și la mine a fost Edge întotdeauna preferatul meu, dar nu m-a deranjat neapărat că a plecat în AEW. M-a deranjat mai mult că nu i-a mers plecarea să în AEW așa frumos. Chit că acum e TNA champ. A luat titlul de la cel mai bun tată din istorie. Bă, nu știu cum s-a făcut. Bă, deci, eu cred că-i căuta. Eu cred că gen, a venit Tony Khan și a zis, bă, tu că ai plecat cu chestia asta, mă jur că îți caut pe toți care, toți wrestlerii de la noi care au tată morți și ți dau un refuz. Efectiv. Altfel nu-mi explic. Well, I can be your father. Bă, efectiv, nu pot să înțeleg. I hear your father's dead. Dar ca și chiar de... Bă, ca și caractere, zici? Nu știu ce zic, pentru că mi se pare că a început să devină mai bine ce se întâmplă cu WWE. Character-wise nu-s de acord. Character, in-ring-wise... In-ring sunt mai buni. AEW la momentul de față... In-ring, da. Un produs mai bun decât produce WWE, in-ring-wise. În character-wise... Shamus! My friend Shamus! Nu mi se pare. Și character wise acum pot să sunt câțiva care sunt. Că e Joe, Joe. E Swerve. Swerve care bă, e prea așa. Bun Swerve Scott, e prea bun. Hangman. Acum turnul lui Okada cu Elite merge perfect, mi se pare că gen e superb ce se întâmplă acolo.
And that's about it. Eh, și Christian, pardon. Christian, the greatest brother. Shamus, vreți... de la meciul cu ești. Bă, Shamus, mă. Da, nu știu ce s-a întâmplat. E accidentat Shamus. Nu, fie of. Accidentat, da. Bă, mie îmi place, e unul dintre astea mei preferați de când a apărut Shamus. Îmi place foarte mult de el. Și eu, efectiv, eu i-aș mai da un rand de titlu mondial lui Shamus. Efectiv, i-aș mai da. Nu, i-aș da titlul ăla intercontinental, dar la ca să aibă și el odată zi... cum Dumnezeu zicea? Grand Slam. Ce? Tu te-ai talat ceva din meciul ăsta, bro, mă? Nici eu. N-am văzut nimic. Da, mă, iar caracter bun. Timeless Toni Storm. Așa. A, o. Caracter bun. Cum caracter am putut bun. Să uit? E cel mai bun caracter feminin care există în momentul de față. Da, da, foarte bun. Nu, ce face acolo Toni Storm e... Tăță, dămâță, așa. Deși a luat un pic de demență, cred eu, că ea, dar... Kenny Okada, Osprey, în ring nu face Roman. De acord, doar că Roman ce face în ring nu fac ei. După părerea mea, ce face Roman în ring at this point, pentru caracterul pe care îl are, pentru personajul pe care îl joacă, e perfect ce-i trebuie. Bă, Roman e un bruiser, el vine, te distruge, dar nu cu manevre simandicoase, cu prize nu știu de care, da, tehnic, exact. Nu, a meu te omoară. Roman doar te omoară. Da. Salut, Bentan Raul, bine ai venit, dragule. Salut. Întâi, da, înțeleg că Kenny, Osprey sunt mai... tehnici, mai talentat. Da, zic, dar nu sunt același, nu sunt pe același spectru de Reigns, doar te distruge și atât. Da, nu sunt pe același spectru de action in ring. Drew vs. Sheamus vs. Gunther. Super, excelent meci. Cred că e meciul meu de anul trecut favorit. Și e meciul meu favorit de anul trecut doar pentru că n-a câștigat că a câștigat Cody, era meciul perfect, dar acolo l-a stricat final. Ce se întâmplă aici? Nu știu, dar eu revin, mă duc să-mi... Du-te și spalte pe tatuaj. Vă scuzați și atrevit. Hai că sunt eu gata. Ok. Rămân eu momentan până vine domnul meu, că el... Poți să te uiți și la meci între timp, să ne zici ce n-ai cum să-l întâmplă. Efectiv, a rămas numai Tia Hall cu asta, care am uitat iar cum o cheamă. Bă, da, dragule, totul bine, totul se supraviețuiește. Facem acum live-ul ăsta care a fost neplănuit 100%, dar văd că merge... Să-mi ziceți dacă e delay sau ceva... Că e pe PC-ul nou, dar merge bine. Văd eu, merge totul frumos. Îmi pare că nu rămânem și live la Mania, dar e ok. O să vină fix după live-ul ăsta și până în Mania vin două TikTok-uri, unul pe canalul meu, unul pe canalul lui Grig, cu predicțiile noastre din WrestleMania. Spoiler de acum, Cody is not finishing the story for me. Dar este totul bine. Băi, eu m-am uitat la meci și a început meci, dar acum e un fel de haos organizat. Ce e la meciul ăsta sau... bă, vezi că... Hai să facem un calcul, tot ați adus în discuție Chelsea, da? Comparăm Chelsea cu United. United o să pierdă următorul meci cu Liverpool. Am încredere în Liverpool că măcar pe ăștia poate să-i bată. Corect. United o să fie cu 5 puncte în fața lui Chelsea și cu 2 meciuri în minus. Se cam strânge sezonul pentru băieții care făceau mișto de Chelsea, nu știu cum să zic. Ce mai face Arsenal? Un gol Arsenal, Saka din penalti, bun. Un corner și un gol Arsenal și e bine. Când eu zic meciul ăsta așa, cum mă duc eu marți la muncă după 2-1-0 WrestleMania? Păi dai marți, mă, tată, luni, stai și te odihnești. De asta sunt și eu și Grig liber luni, ca să ne respirăm după Mania. Ok. Ăsta e un Kimura lock făcut de Tia Hall și au câștigat. Tia Hall a făcut Kimura lock? Doamne, Bishon, pă... Băi, ce urât face Tia Hall, mă sperie. Bă, da, da, efectiv Kimura lock? Am impresionat să facă Tia Hall Kimura lock. Și corect din ce am văzut. Și, aoleu, baftă, MBG, baftă, tată. Nu am luat liber numai pentru că știam că o să fiu praf. Că vreau să stau la tot. Stand and deliver! Kimura loc. Și hei, degeaba eu mai ales că omul încă era tratament pentru leucemie, da. Să știi că e fata lui Brock Lesnar.
Roman și-a luat hate până de curând, numai pentru că până să plece știm noi cine din companie și să preia Triple H tot zi managementul ăsta lui, era bucuit prost Roman. Roman în... Aoleo, ați văzut documentarul lui cu Bray Wyatt? Eu încă nu l-am văzut, trebuie să-l văd și eu. Cred că cel mai trist moment din ultimii 2 ani de l-am avut, moartea lui Bray Wyatt. Bă, încă nu pot să accept. Eu încă, creierul meu încă percepe cumva că de nicăieri Bray Wyatt o să revină. Creierul meu tot percepe că undeva Bray tot o să reapară de nicăieri și o să revină în ring. Nu-mi vine să cred încă că el e mort. Documentarul cu Roman? Avem documentar și cu Roman? Ăla de ce? Și păreri documentar? O să-l văd și-o curând. Nu, nu-i pe WWE Network, doar pe Peacock. Și cred tot la fel, e clar. Da, știu că a apărut de câteva zile, încă trebuie să-l văd și eu. Nu sunt pregătit să-l văd. Nu sunt pregătit să văd documentarul. Nu sunt. The power of a will, ce? But how much can resistance, pain, torture se întâmplă? De ce au pus un citat de la Nietzsche? Ok. Că-s făcut de nepică și aia, da. Alți bani, da, efectiv, alți bani. Ria a făcut un an de când e campioană, nu? De la mine au trecut, parcă, da. Are un an de când e campioană. Ce-i, documentarul pe YouTube? L-au băgat deja băieții pe YouTube? A ajuns pe la pirați? Am văzut și la cei de la Dorestin că îi dau hate masiv lui Roman și sincer nu înțeleg de ce omul își face treabă și e ok în ring și e bun la promo-uri plus că duce... Băi, Roman de când a început Triple H să se implice total, Roman e ce trebuie. Nu înțeleg hate-ul pe Roman, nu-i văd sensul la hate-ul pe Roman. Așa trebuie să fie Roman. El doar trebuie să fie acolo să distrugă, atât. Oba! Poate sughiți să... Cum ar fi să leșin acum? Era amuzant. Da, man, da. Nici nu știu ce zic de meciul ăla la predicții. Habar n-am ce zic de meciul ăla dintre Becky și Rhea. Eu știu ce aș vrea eu, dar... Meh. Lăsați-vă voi acum în chat pe aici și să le lăsați după aceea și pe TikTok. Facem așa comentariile. Predicțiile pentru Mania în seara asta. Nu știu, nici nu știu cât, la cât încheiem ăsta. Dar cred că o să avem timp, da. Te strigă Bray, mă caută chiar alu' Bray. Efectiv, the Mandible Claw. Mă caută Bray. Urmează, am plănuit, trebuie să văd... Pot să vă arăt modelul, actually. Pot să caut să vă arăt modelul de tatuaj. Băi, mi-au ieșit cornerele. Știți că am tatuaje pe mâini, pe spate, pe picioare și am un tatuaj cu Bray Wyatt pe care l-am plănuit. Trebuie numai să văd când o să-l fac. Când o să am bani să-l fac. Ca să vă arăt imediat ce găsesc poza. Dacă o mai găsesc, efectiv.
Da, am găsit-o. Nu cred că se vede, wow, nu? Îmi focalizează și mi se dau lumina mai... Grigorescu e în mișca. Da, cred că așa se vede cel mai ok, cum, ar, cum o să arate tatuajul. Bună, da, gata, Grigorescu e în mișca. Ria trebuie să-i dea scoaș lui Becky. Sperăm că nu. Bună seara, omul din spatele Teo Studios. Bine te-am găsit, Magic Baguette. O să faci tatuajul ăla când o să te duci și la WrestleMania. Aia mai durează. Nu, tatuajul nu. E mai ieftin tatuajul decât să mă duc la WrestleMania. Și e fiica lui The Rock, de care nu-i pasă nimănui cum a ajuns ea acolo, oare. Oare pentru că tati este TKO? Cum adică? Cum adică? Cu anunțul fix în aceea zi? NXT Women's North. Am înțeles, le bagă și de centură secundară la femei și NXT. Zici că sunt atât de multe încât să bate. Da. În seara cine a apărut între timp și nu era mai... Nu-i nepoata lui The Rock, e Fisa. Da, da. E Fisa. Da, încă o nouă centură în NXT. Băi, efectiv, Booker T-i deconectat de viață. Shaki daki quack. Era să mor mai devreme pe live și asta era fix după ce vorbisem de Bray Wyatt. Era amuzant. Mă rușeam după Bray. Pica lui Dragon nu-și merită bully online. Nu. Tu uite-te acolo. Nu, e clar că nu-și merită. Nu vorbim, nu, bully, nu-și merită nimeni bully online și asta. Nu, de asta e vorba, da. Faptul că a ajuns acolo numai din cauza lui tati. În timp ce a revenit Regal în companie, când putea el frumos să ia NXT-ul. Hai, dă-ți predicție pentru meciul ăsta. Avem amândoi aceeași predicție, nu? Lyra. Nu avem aceeași predicție, Roxanne Perez pentru... Da, nu, eu cred că e Lyra pentru că Roxanne... Crezi? Da. Ceva zice că nu-i dă încă colul lui Roxanne Perez. După două apariții în ăsta am înțeles că gen de e very high on her, deci... Da, știu, dar... Mai mult aș vrea să-i dea lui Lyra. Deci că ai o întrebare de fat. Aoleu. Am Bruno flashback să fac Socrate în locul lui. Care Socrate? Eu nu mai joc FIFA. Stai că eu nu mai știu nimica. Eu nu mai știu absolut nimica din ce se întâmplă acolo. Cinstit. Ziceți, toți ziceți efectiv. Că vine main roster. Efectiv. Aoleu, Mihai. I mean, you're not wrong, but... Cu toți am uitat că Indy Harwell a fost campion NXT, nu? A fost called up ca... Ca și campion, da, a fost called up ca și campioană și... Și era accidentat. Era așa că avea mâna în gips, parcă, sau ceva, nu? Uh-huh. Da, gata, ți-o minte. Dacă nu câștigă și anul acesta Cody, ce rămâne de făcut? I must finish the story până pe la WrestleMania 57, când poate câștigă. Mă, nu mai avem. Mă, n-are cum, n-are voie, nu. Termină-te, că te știu și pe tine, termină-te. O câștigă Cody! Rămâne român! Eu nu fac amenințări. Să știe, eu nu sunt o persoană violentă, nu. Dar dacă după mine ăsta nu o să mai existe canalul ăsta și gen băiatul ăsta nu o să-l mai vedeți, o să știți de ce. A câștigat român! Știi ce râd eu cel mai tare, vă? Să câștige, mă uit acum și pe WhatsApp, să câștige Cody și imediat Damien Priest cash in, Damien Priest cap. Bă, sunt mulțumit, dar măcar... măcar... Bă, dar aia nu s-ar pune ca și finish the story, că... De ce că l-a bătut pe român? L-a bătut și a pierdut centura într-un minut. Da, TMBG? Ah. Mai mult pace, cam aceeași shooting, cam aceeași passing, mai e mult... E din cardurile alea cu multe d-astea, mă? Multe luminiții. Deci cu multe playstyle-uri, are două playstyle-uri cu 5 pe Socrate, 5. Mă, garantat Socrate, ce ai pățit? Bă, câștigă Cody, ca altfel dă oia fără stadionul. Cinstit, mă duc eu să le dau. Să câștige român, sper să ia român. Sincer să fiu, George, că nu știu, eu nu știu pe Lyra decât aici, nu știu. Da, nici eu nu știu de altundeva. Posibil să fi fost, dar... Da, cine să fi fost atât orice, de... Dar... Să nu fi... Nu că a fost underground, cât n-am fost eu atent la el. O, aș râde. O, bă, o să râd. Deci când o să auzim
and still your WWE World Heavyweight Champion of the World. Mare pumn în gură, îți dau la Roma! Roma! Bă, la 8 dimineața în ce stadion o să fim amândoi, cred că poți să dai pumnul ăla cât de tare vrei tu, că nu mai simt. Că să face revoluție acolo, e... Revoluție Timișoara. Singurul om care vrea să câștige Roman. Bă, dar eu să mordă te văd că... Eu nu te cred. Eu să mordă nu aș băga degetele în foc, în priză, că o faci intenționat numai să trigăruiești lumea. Ah, bă, da, normal că vreau să trigăruiești lumea. Efectiv, faci ca Teo la discuție. Uite, stai, te rog frumos un pic. Da. Du-te, un pic de respect pentru... Bă, Julia, hoi! Am înțeles, e clar, e clar. Julia NXT. Da. Cine e asta? Următoarea mare starletă japoneză, care doar ce tena cu Stardom-ul și exista de mult că zvon care veni. Asta e japoneză? Da. Unde era cu asta asiatică, mă? Mamă, țipa că dai pic la oameni, îmi pare rău, îmi pare rău. Urechile la oameni. Bă, gândește-te, bă, la oamenii care vin să se uite pe gratis la acest stream. Mânca vartata, bă, de o frigoria. Nu mai e pe gratis că Mihai a plătit deja 4 lei. Aia zic. Deja e... Am plătit pentru... Am scos banii pe anul ăsta. Eu așa zic, fiecare are câte un... Efectiv, da, n-are, nu scapă ea vid acolo din Philadelphia când o sări tot BCW. Bă, dar vorbeam ceva, stai, înainte de asta... Faci ca Teo cu... discuția voastră cu... Cu Alibec și cu... Cu Alibec și cu Pușcaș. Dar nu, e o diferență. Eu zic că vreau să câștige Roman și nu Cody ca să trigăruiesc lumea. Teo e serios când vorbește de Alibec și de Pușcaș. Bă, aia e diferența. Aia, nu, da, eu să înțeleg o chestie. Teo e senil. Stai un pic. Tu poți să spui asta, eu nu o să te aprob, nu o să te așa că nu-l cunosc pe om, nu pot să-mi dau cu părerea. Nu vreau să pare că e, dacă am zis asta mai devreme. Pilat nu pot să spală pe mâini, ca să ne înțelegem. Ce-am mai dat? Nu pot să, nu pot să mă uit așa. Am și echipa RBG-ule, ce echipa ai să mă uit. Eu sunt... comentez doar pe un singur videoclip, pe un singur live, pe discuțiile ce s-a întâmplat acolo. Atât, să știi. Așa. În caz că de un, nu știu pe unde apare aici, sau să uită Teo și zici, băi, cine a venit mâna unui mă las comenteze de mine. Te pup, te salut, te respect. Suma respectul ăla. Lasă că îl înjură. Așa. E treaba ta că tu ești prieten cu el. Nu Teo al nostru. Nu Teo al nostru, Teo de la studio, de la El Teo Studios. Așa, și ce vrei să zici? Păi nu aia zic, gen de asta, gen, făceam referința așa și da. După aia mi-a dat seama că poate să fie luat ca... Vorbește unii ca nimeni de un băiat. Faptul că el, Teo, zice serios că Alibec și Pușca sunt jucători de echipa națională, eu nu pot să accept asta, îmi pare rău. În cer mii de euro, dar eu nu pot. All Out Prime. E greu, mă. Și din asta au făcut, mă, serial. E greu, mă, trebuie să se stargă bani de peste tot. Asta are, e accentată la umăr, încă ce are. Ales benzina de căldură, nu? Păi așa o să vedem și pării adiseară. N-ai văzut că de două săptămâni, de trei săptămâni umblă cu de la pămână, dar zicea că... Și pe lângă ăla de mentea s-a și tatuat. Da, aici. Da. Și pe biceps aici. Să foarte mor, amuzant. Da, nu știu cum s-a gândit ea că... Da, dar de ce te mir, mă, Ivane, că zice asta? Asta vedem cu Teo. Bă! Teo știe fotbal. Doar că o dă în demență de foarte multe ori. Aia este problema la el. Dar de știu fotbal, știe. Dar o mai dă el în filmele lui de bătrân senil. Pauză 1-0 și Cornel. Mai trebuie un gol la Arsenal. Așa. Bă, dar stai că mai aveam. Romau ce faci oare? Uita de aia. Bă, toate ca toate. Tu ai văzut părul la prezentatoare? Roma 1-0. Haide! Ai văzut părul la prezentatoare, toate ca toate? Am văzut, efectiv, că e 2 metri numai părul la ea. Efectiv. Ar fi interesant să mergem la un pay-per-view în Arabia, dar costă 100.000 de... Dacă mai avea banii, da. M-aș duce și la un eveniment, bă, ăla din Germania care... Deci, ala, dacă am prinde niște bilete la un 3-400 de euro... Aia zic eu, cea mă, du-te mă, dar ce, mai mult de 200 de euro nu dau. Bă, trebuie 3, eu zic eu și sus, gen, asta e meci care merite văzut. Eu sunt mulțumit să mă duc sus de tot, nu am mai să fiu la eveniment acolo, dar nu am eu de... Ce este, Marian? Ce este, Marian?
E ca și Cody cu tatuaj, dar nu ideea e că Cody, care a fost fază Cody cu tatuaj pe gât și a făcut și pe aia luptat, că nu mai știu. Nu. Pare că avea, avea câteva zile, mă, de a avut câteva zile, iar are două bine. Zile, are două da, zile. Și l-a făcut ieri. Și da, ieri s-a efectiv, e nebună. Ia uite, ai fost la ora de la bazuca? Din păcate nu. Aș fi vrut. Da, posibil să prind bazuca la Hustle dacă mă duc. Mai ales că vine și Offset acum. Bash in Berlin, pe 31 august. Da. Pe Pay-per-view. Cel mai puțin la bilet, bilet la momentul de față, 683 de euro, că mă uit eu de... Când l-au anunțat în decembrie. Dacă ar, bă, ți-am zis, dacă vând 2-300 de euro, vindem PC-ul. Nu vindem PC-ul, că mi l-am făcut. Îți place ție să faci. Dă-și tu cola aia. Doresc și o cola. Stai să împingi un pic pe microfonul cât... Sponsorizați-ne Coca-Cola, mulțumim! Avem o emisiune de ținut aici, Coca-Cola. Fiindcă nu suntem sponsorizați. Cred că cu Sami Zayn și Shorty G o să... Nu mai e mă Shorty G! Chad Gable! Respect him, bă, foarte talentat Chad Gable, respect him. Ia uite-o și pe Roxanne cu... Omul care trebuia să fie, de în fapt... În match-ul ăsta de la Mania, da. Nu, mă refeream la, voiam să zic, the illegitimate child of Kurt Angle. Da, el trebuia să fie acolo, nu știu de ce sens n-a avut, mă, Jason Jordan. Jason Jordan, da. Bă, ar fi interesant, da. La Bash in Berlin, Chad Gable contra eu Gunther. Cred că, da, eu, dacă nu pierde cintura până atunci, clar ăla e. Da. Eu aș încerca să mă duc la un Royal Rumble sau Money in the Bank dacă vin prin Europa. Money in the Bank a fost anul trecut la Londra. Mi-a da. Părut rău că... Da, s-a ratat. S-a ratat. Dar România n-ar face bă și unul. În București, aici, la 12 zile. Merge, dar mergem de Paște, mă, de băgăm picioarele în el de Paște, ne vinem, dar am îndoit câte un rinic și mergem la Backlash, la Paris. Oh, pardon, serio? Nu, pa posibil. De fapt, la Paris, unde e mă, la, e Lyon mi se pare că e. Tot, serio, pa posibil, da, baghet, da, baghet. Da, da. Deci, Roma am stă bine pe bilet, Arsenalul la fel de bine. Mai dăm Arsenal un gol, ziceți. Mănâncă azi. Mare dropkick, zi, missile dropkick ce a făcut aici asta. Nu, no, nu m-am uitat atunci la bilete. Singurul pentru care Jason Jordan a fost amuzant a fost că Călin îi spune Michael Jordan. Instead, sincer. Nu mă înțelege greșit. Amândoi în tag team-ul la American, cum eram? American Alpha sau cum eram amândoi? Da, American Alpha. Așa, bă, amândoi o, uite-mă pe sârbii. Da. Aici amândoi acolo au fost extrem de talentați, dar nu Jason Jordan trebuia să fie illegitimate child-ul lui Kurt Angle. Și mai ales că au dat fail total după, că la ceva timp după s-a accidentat. Da. Deci din ce am început în backstage, acum face treabă bună. Da, ca producer am înțeles că da. Ca și producer Jason Jordan actually chiar does the job. Dar toți mă care au fost și gen au ajuns așa fac treabă. De exemplu ăsta lui Natalia, cum îl cheamă? TJ Wilson, dar nu știu cum avea numele, că nu mai vine. Era zic Tyler. Dar parcă Tyler era. Alea. Nu mai știu. Dar oricum, cum îl chema, mă, pe bărbatul lui Natalia? Am uitat complet. Ce ați ajutat ține? Am uitat complet, mă. Mamă, adică nu l-am mai văzut pe ăla. Așa, dar ăla. Ăla e producer de o grămadă de timp. E producer de o grămadă de timp și e gen, e pe astea de femei în special. Și gen face treabă extraordinar. Cine mă duce mai mult la un Okada vs Kenny Omega decât la orice pe mergem la Olin, la, iarăși, la, pe Wembley, dacă e. Tyson Kidd, da. Da, bravo, Sârbul. Tyson Kidd, da. Așa, mersi. Bă, toată lumea și-a amintit, numai noi doi nu. Numai noi doi ne-am amintit. Și noi facem conte după asta. Noi ne uităm acolo la Rezic, da. Tyson Kidd, am uitat complet, mă. Cu cine era Tyson Kidd? Bă, dacă vă amintiți și cu cine era Tyson Kidd în tech team, sunteți buni. Fără să căutați pe net. Mai știi? Nimic nu mai știu. Asta că ai zis că ai marcat ăla ca nație furcă. E de pula. Da, cinstit. La care, la care i-a rupt Joe gâtul. Da, l-a rupt cu Muscle Buster-ul, de-aia n-a mai, nu i-a mai dat voie să facă Muscle Buster-ul în WWE tot restul carierei. Dar cum îl chema? Opa! Roxano! Roxano Carmes de Roxano, ai un metru și un gram și un bosperanță. Bă, ți-am zis.
Da, de fapt da, asta e că a avut și cu... Nu, dar nu de, nu de ce să, înainte când... A mai avut cu cineva el. Dar nu mă, parcă a mai avut cu altcineva? Da mă. Că de asta că când a zis cea tocmai de Castagnoli, da. David Hart Smith, mă, David Hart Smith, așa, da, uite aici. Când erau ei, The New Hard Dynasty, da. gata. Ne-am amintit. Știu da, că era faza aia cu... la Londra e decent, la preț. Am văzut. Dar e Londra, iarăși e mai greu că acum... Sau? Numai... Ai nevoie de viză? Nu cred. Acum că suntem... Știu că ai ieșit, păi nu, știu că ai ieșit de nuie. Dar da. Noi nu suntem cu totul în șoghetăm. Da, e, cu Sharinganul nu știu cum merge. Dacă putem cu... Mamă, Jack Swagger. Jack Hager. Mă aș pălăriuța lui Hager, cel mai mișto gimmick de la avut el toată viața asta cu pălăriuța. E îndrăgostit de pălăria aia. Bă, Jack Swagger, actually, at that time, ca și cam, mai ales când luase Money in the Bank-ul, he actually was decent. Bă, he was, la ce așteptări avea lumea de la el, a fost mai bun. A fost mai bun decât așteptările. SummerSlam-ul în Franța? Nu SummerSlam în Franța, e Backlash-ul, pe 4 mai. Fix de Paște la noi. Yo, sunt pe posibil, baghet, baghet, ui. A, nu trebuie viză, doar să pașaport. A, deci trebuie să-mi fac pașaport. How convenient! Ia zi, învățăm baghetărește? Cum ar fi să pierdă Damien cu fincenturile la echipe? Nu. Ce stupid ar fi! Nu, te rog, Mihai, nu! Don't jinx it, please, nu. Da, nu. Deja a fost stupid faptul că au fost forțați la un moment dat să bage... Cashing the money in the bank pe United States. Stai așa, vreau să verific ceva, stai așa un pic. Bă, ne-am mai auzit până acum, ziceți că aia, eu testam dacă se mai aude microfonul. Ia intră să vedem dacă ne auzim. Ne auzim. Nu, ia, stai așa, s-au de stream-ul, dar nu s-au de. A, doamne, stai așa. Păi, mă, și acum să vezi până când e delay. Vreau să văd delay, da. De pe acum luat telefonul. Hai că nu ne auzi. Nu ne auzi până acum. Ah, ok, bun, e ceva. Atunci a fost... Pula mea! Pentru atât am pus pauză. Bun, mulțumesc. Bă, că mă aud, olio! Aș drag. Alo. Hey. Grig, ce meci ai vrea să vezi cel mai mult de la All In? Bă... Sincer, Okada Kenny 5. E al cincilea din seria lor de meciuri, băi, dar e Okada Kenny. Fucking hell. Am avut Santino Marella campion ce mai vrei în viață, ce să iei. Nu, eu am pus intenționat mut că voiam să zic ceva important lui Greg, dar voiam să văd dacă ne mai auzit sau nu. Dar e bine că nu ne-ați auzit. Era un mesaj foarte important, era un plan pe viitor. Mă poți judeca? N-ai dreptul să mă judeci. Mă uit direct la chat. Acum chiar mă uit la chat și să dau dezaprobator din cap. Merit judecat? Eu nu. Mulțumesc. Și nici nu o să zic chatului ce ai zis. Mulțumesc din nou. Le-ai zis că ce cură are Roxanne Perez. N-am zis asta. Asta ai zis-o tot acum, n-am zis asta. Știți care e cel mai ui... Omega Punk. A fost? Sunt singur care nu și-aduce aminte. Nici nu mi-am amintesc să Omega... fi existat acel meci? A fost Kenny Omega Punk? Ar fi putut fi meciul de ca... Ar fi putut, ok.
Ah, Wesley, da, mă, gata, am înțeles. Pe hype? Da. Pe hype, da. In-ring? In-ring, la ce mai poate Punk acum... L-aș fi cărat Kenny, nu, că l-au cărat și alții. L-a cărat Darby Allin, l-a cărat Teddy Kings. Da, nu, sunt 87,4% sunt de acord. Vladimir Kozlov versus The Undertaker, mai ții minte? Da, win-ul lui Kozlov pe Undertaker. Da, mi-aduc aminte acel win. Deja mi se pare că se lungește meciul ăsta prea mult. E luat alea după umăr, ai văzut? Am mai văzut-o pe Rollins făcând asta odată și după aceea a făcut un genunchiul așa. I s-a panicat genunchiul lui Rollins când a făcut asta. Mare Power Slam? Sting vs. Undertaker era cel mai... Da, bă. Running Power Bomb. Ok. Osprey vs. Kenny sau Sting? Saber da, Jack Jr. Saber de... Gol ce frame. Pum, bă, gămeș! Deci, Zack Saber Jr. cu Danielson, da. Și Kenny cu Osprey 3, da. Că deja au alea două în care sunt deja Match of the Year candidates anul trecut au fost. Au fost superbe. Am luat rapid gol în minutul 4. E, da, și te miră. Sunt amărâs, îmi vai de steaua mea, iar jucăm cu săpunarul. Eu aș vrea să spun că empatizez cu tine, dar știi că eu nu țin decât cu Dunărea Călăraș. Da, corect. Singura echipă care de fapt ar merita să fie în Champions League. Ok? Ok, încă nu. Așa, spune aici și un mătuță persă. V-am amintit de Undertaker ruse, v-amin. Am vrea să nu ne amintim. Cum n-aș fi vrut să-mi aduc aminte nici de Kozlov. Taker, dar... Kenny cu... N-am avut deja meciul ăla. Omega cu Styles. În trecut. Dacă a fost pe New Japan, dar nu știu. Da, Uite ce ai făcut! Tot ce ai făcut! Da, prost eu că am zis cu voce tare ce ai zis tu cât eram pe mute. Te-ai chinuit jumătate de oră să testezi că dacă ne aude sau nu lumea de pe chat, ca să-mi spui de... Da, am zis așa ceva. Deci eu că sunt rapidist, dar și... Nu-i ciudat. Ci de la Bela Rapin, ce are Săpunarul și... Săpunarul și ce are 40 de ani? Aia are Săpunarul, 40 de ani. E totuși MBG-ule, da. Da. What the fuck is that? Aia cine? E Blair Dem... Dar nu e Blair, nu? Nu e Blair Devonport. Cine a apărut acum în ring? E... Pamână. Nu pamână. Pa genunchi. Cine e aia? Hey, the follow guy. Nu, MBG, să faci, nu o să... Întrebarea mea e tot aia, cine e aia? Am spus mai devreme că nu, că e cu... No. Am bifat-o pe aia, cu un contenat mei, dar nu. No. Let's not go there. Right now. Păi gata cu Săpunarul, de-aia zic și eu că încă jucăm cu Săpunarul. Au luat bărligea gol! Îi rupe mâna? Era și cazul. Bă, sigur nu-i Blair Devonport aia, că s-a... Nu-i mă Blair Devonport aia, Blair avea ceva alb la păr, în față. Da, sunt și eu confuz, dar... Și mi se pare că e mai înaltă Blair Devonport, totuși. Nu? Nu mai crezi? Da. Cum era? Efect de cel mai mizer pin. Cum? Nu. A început repriza la Arsenal. Sir Bix, mai este aici? Zici și lui băiatul ăsta că mai bagă Arsenalul un gol. Doamne, du-te-te, mai dea Arsenalul un gol. Să-ți placă și ție câștigă la 2-0, dar să iasă jurul biletul. Așa, doamne, ajută, un 2-0 Arsenal, scurt, respectabil. Cred că e Roxanne Perez ia titlul. Credeți că vine MJF în WWE? Aș vrea. Aș vrea, dar nu. Nu cred. Nu se întâmplă. To be honest. Cred că he's a... 2-0 CFR-ul. În minutul 8. AW for life, guy.
Dacă mai revine în AEW. De ce are CFR-ul 2-0 minutul opus? Știu și eu. Suntem vai de noi. Bine că ne chinuim atâta să ajungem între favorite și când ajungem în play-off pierdem tot. Nu, nu pot să înțeleg. Domnule Bergodi, vă rog eu, plecați odată. Zici tu sau zic eu prim? La ce? Întrebarea la A, top 5 female wrestler din WWE și AEW. Aoleu, dar trebuie să-mi fac listă eu ca să-mi amintesc tot. O să nu le pun în ordine? Vorba ta, o să le zic, dar nu o să le zic pun în ordine. Le pun în ordine, sunt doar 5. WWE. Bailey. Asta e separat sau la comun? Eu le fac la comun. Tu vrei să facem la comun? Eu scot la comun, da. A, și AEW și... A, ok, da. Bun. Putem să facem și la comun. Bun. Atunci am dau Bailey, Toni Storm, Saraya, Monet. Am vrut să zic Cargill, dar nu o să zic Cargill încă. Încă nu o să zic Cargill. O să zic Rhea. A luat Perez. Na, mă, a luat Perez titlul. Nice. A luat Perez titlul. Nice. Bun. Mami. Da, bine, tu cu Rhea. Tony. Athena. Pentru că e... Cine? Da, Athena, cum o... A, Athena, Athena, da, gata, gata, da. Pentru că n-am zis, ăsta, e W, Ring of Honor, aceeași cum... Da, 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 ok. Athena, Monet, Flair. N-ai pus-o tu pe Bailey. Ar expecte că n-ai pus-o tu pe Bailey. Eu nu sufăr pe Flair. Și în continuare, mie nu mi se pare cea mai bună din Four Horsemen Women în ring. Nu, nu o să mi se pare niciodată. Părerea, da. I'm a hater for Charlotte Flair de aici și până la Sighișoara și înapoi. Nu pot. Nu urăște atât de mult dacă te vin doar până la Sighișoara în București, amin? Bine, mă, până în Berlin. Ce, mă? Bă, știu, cine a fost aia de... Mesajul de nu știu cine a fost aia. Mesajul la taică-mi, acum care e rapidist, da? Mă, știți proști? Chiar, da, proști. Vai de noi, vai de rapid. Ne-am dus noi în foc. Armulescule, da, pare la amândoi fără Becky. Fără Becky? Da. Dai, mă. Nu, legit fără Becky. Nu, jokes aside. Da, Mihai. I-a cumpărat acum, cred că mai bine de un an jumate sau spre 2 ani chiar. Da. L-a cumpărat. Da, da, da. L-a cumpărat Tony Khan. Bianca Chris, așa, ai... Sky. Dar da, sunt fără multe, Becky. Sunt multe care sunt bune, mă, ca aia. Ne-a spus să alegem așa pe spot, pe loc 5. Da. Dar eu nu o să pun pe Becky în față, da, nu, nici Becky. La Bailey. Da, sunt multe, Britt Baker respectabil. Sunt multe în honorable mention. Ca așa ar fi Britt Baker, Thunder Rosa, Saraya la mine n-a fost, n-a fost Bailey, n-a fost... Asta, cum o cheamă? N-a fost Roxanne Perez, n-a fost Cora Jade, n-a... E, Cora Jade e... A mai mult în spital, lăsăm. Aia mai mult e accidentată. Chris Statlander, că a zis-o cineva mai da. Spus. Pe Cora nu prea mai avem încredere că mai... Că poate să lupte o lună continuu. O, Scoția! Păi e Clash of the Castle, pe da, știu. La ei. La el acasă. Hai, mă, Arsenal, marcați. Da, am văzut. Băi, deci dacă te uiți așa, primul și primul gând, crezi că e Bo Dallas. Și după aia îți dai seama cum e. Mamă, MBG-ul e pus să ne testeze mintea la... Și a zis, faceți 5-3 din WWE și AEW separat. Oh. De fără instrată, mai trebuie să-i mai dăm timp până să devină ea... The Thing, deși cum are la, potențial. Cum la fel dai lui Cora, cum la Cora, Roxanne, lui, Valkyria. Valkyria, da. Toate trebuie să le mai dai timp. Maxine Dupri. Maxine Dupri. Dai timp. She's mă antrenează. Antrenează. Chad Gable, știu, da. N-am încredere asta, Maxine Dupri. Anyway, 5-3 durinte WWE și AEW. Aș trimite în AEW Finn Balor, AJ Styles, LA Knight. Continuă, te uiți la mine, uite la chat. Charlotte Flair.
Și Cora Jade. Invers? Ce vrea toată lumea? MJF, Osprey, Omega, Psăraia și... Și Tony Storm înapoi. Bun. Deci, pe direcția pe WWE către AEW. Charlotte. Seth. Finn AJ. Aici suntem de acord. Finn AJ. Ăia acolo ar trebui să zboare de mult. Așa. O persoană. Seth și AJ au nevoie de plecare în AEW, sincer. Finn și AJ. Finn, scuze. Seth nu. Drew. L-ai vedea pe Drew? Pe animalul ăsta. Mi se pare că e într-un pic atât de bun al carierei încât ar trebui să devină imaginea WWE-ului. Păi, nu gândesc în punctul ăsta, eu mă gândesc că... A, tu doar ai făcut un trade și atât, ok. Stilistic. Eu m-am gândit mai departe, Eu vorbesc în punct din ring, așa. Salut, Flavius, nu o să facem live și la WrestleMania. Și invers, în AEW în ăsta... Swerve Joe. Da, ok, nu m-am gândit deloc la Swerve. Joe l-aș mai lăsa acolo, Swerve, da. Au dat și pe-a meu cu degetul rupt. Tony Storm. Dracu, te pup, tată, te pup, dragule. Tony Storm. Dacă am zis 3 până acum, mai trebuie 2. Nu zis mai mult, ai zis Finn? Nu, AJ. Numai asta a fost gen, acum inversul. Ah, ok, da, 3, da, da, faci invers. MJF. Pentru că e din aia care s-a dat atac la sistemul de WWE și ultimul nume surprinzător, Edge, a dus înapoi. Bă, deja hai să-l ducem și în TNA, hai să-l ducem și în New Japan, parcă să-l mai plimbă. Pentru că, de ce n-aș aduce, tu ai zis că l-ai luat pe Kenny, nu? Da. De ce l-ai luat pe Kenny și l-ai duce pe Finn și pe AJ când gen tot storyline-ul de Bullet Club ar fi acolo, gen... Înțelegi că gen... Păi fix aia ar fi mutarea. Da, da, eu înțeleg, dar pierzi ideea de in-ring ăsta, in, da, okay, infection, da, make sense, make leader sense. Și warfare. În make punctul sense. Meu de vedere. Pentru că ei întotdeauna gen s-au dat unii pe alții afară și gen... Ăsta AJ l-a dat pe Finn, l-a dat afară de Bullet Club, l-a trimis în WWE. Mă caută Bray Wyatt. Kenny l-a dat afară pe AJ, facem, l-a trimis dracule, în facem. WWE. Știi? And it's... Kenny! E acolo, da, zic, trebuie să fii acolo ca să poți să faci storyline-ul overall. Știi pe cine aș vrea eu înapoi în WWE acum că mi-a sărit? Nu știu de ce mi-a venit numele lui în cap. Nici nu mă știu pe unde e acum. Dar pe cine aș vrea eu înapoi în WWE, direct în main roster l-aș uh-huh. vedea. Nu, de fapt nu, l-aș vedea main în da pe NXT. EC3. Da! Mame, în EC3 cum era EC3. Nu, da, nu, și... Ethan Hart of the Third. Cum era EC3. EC3 în NXT a fost foarte... A fost foarte bun EC3, da. Bă, ce-am grupat. Bă, mă, dar să n-am văzut. Ăla de era cu MJF, ce n-a fost pușat. Cine? Warlow? Ala trefet? Ah, cred că era Warlow, da. Warlow acum e în stable-ul ăla cu Adam Cole, nu? Cu Adam Cole, cu... Da, Disputing Kingdom. Am Disputing Kingdom, da. Miro. Oh! Miro. Deci așa e mort acolo în AEW, n-a făcut absolut nimic. Hai sărac, da. Bă. Da. Da. Ba chiar să te spun, ai văzut mă că bagă divorț de CJ. De CJ Perry, am văzut. După ce au avut atât de mare scandalul când s-au logodit, au schimbat ăștia storyline-ul tot așa. Efectiv, divorț. Miro și CJ Perry în fundal. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, pregăti. Nick Nemeth, vrei să... Da, Nick Nemeth, îmi pare rău. 1000 de euro Nick Nemeth. Dolph Ziggler sau Nick Nemeth este pregătit. Este pregătit să atace. Cum a dat Bârlicea două goluri în 4 minute, poți știu și eu? Dar nu știe cum să folosească wrestler masivi. Da. Da, într-un fel da. Sunt de acord cu această afirmație. Deși, uite,
dacă vrei să fiu sincer. Wardlow a fost folosit fix cum trebuie la meciul cu MJF, când i-a făcut squash-ul ăla așa. Da. Acolo i-au stricat circumstanțele. Care a fost atunci cu tot scandalul dintre că a ratat MJF, nu știu ce. Da. De asta, de semnături, de așa. Dar în rest... Deci, să zice după Bobby CJ, da. Cu câți n-a? Deci, și eu am zis Saraya înapoi. Așa, Lashley. Bobby. Dolph. Cine da. Mai, cu cine și-a mai zis? A mai fost, nu? A, nu, uităm pe cea mai importantă dintre toate. Oh. Liv Morgan. Ah, da. Asta e un domeniu, main event-ul, nu? Bună seara, domnul Florinacchio, iau pigeonul! Pigeotto! Bună seara, asta da, uite, avem main event-ul. Și cât e ceasul? Avem timp lejer să filmăm alea, să le postăm. Da. Postăm și TikTok-uri în seara asta, băieți. Să le mai dau o dată link-ul la TikTok-ul tău. Avem, da, l-avem pe MBG aici, care e admin. Stai așa, MBG-ul le spamează și tu, te rog. Link-ul pe care îl pun acum. Spamează și tu, te rog, de câteva ori. Pentru că, ca să răspund și la întrebare, MBG-ul e sincer, eu cred că l-a îngropat Brock. Faptul că a fost... Nu. Faptul că nu l-a bătut pe Brock. Băi, trebuia să-l bată Joe pe Brock. Sunt de acord, dar nu din cauza aia mi se pare că i s-a îngropat mai departe. A fost foarte... Roxana a câștigat meciul. A fost foarte predispus la accidentări în WWE. Da. Aia a fost. Ce aș vrea eu să văd. L-au omorât accidentările în WWE. Dacă... Mersi, MBG. Am și un mini event la șpriț. Aoleu, MBG, ăsta e MBG. Florinele. Spor acolo. Da, nu, Carmelo cu trichie, mă, e main event. Am uitat că e anunțat. Da, mă, și aia, bun. Mai avem, da, tot avem timp. Da, MBG. Ce aș vrea eu să văd. În cazul în care Swerve Scott nu-l bate pe Joe, deși cred că-l bate. Așa. Samoa Joe cu Warlow. A fost. Nu, acum. Pentru titlu acum? Păi, a fost pentru titlu. Din nou. I need more. Da. I need more, yeah. Și I need să câștige Warlow. Da. I need să câștige Warlow. Ai idee, de-aia vreau înapoi. De-aia vreau iar meciul ăla, că trebuie să câștige Warlow meciul ăla. Ar trebui. Bloodline sau Cody Gusset? Bloodline. Because I at WWE WrestleMania Night 2, we're gonna have Bloodline Rules. Care nu știu nici ce înseamnă Bloodline Rules. Mă, teoretic, bazat pe ce au prezentat, că a fost Bloodline Rules match ăsta set cu Solo la Raw, da? E un NoDQ în care gen oricum gen, se întâmplă de toate by default. Sperăm doar că gen extrapolează mai mult. Dar da, nu. Trebuie să-i faci fix momentul ăla de... De toată lumea e împotriva lui Cody. Trebuie să aibă. You need to raise the stakes. Da. Nu, n-are cum să... Am uitat de Carmelo cu tric, corect. De seara cine așa am zis, îl bate Sor pe Joe și debutează... Aoleu! Unde te-ai dus, tată? Nu. Hai să fim serioși. Nu. Brock, dacă nu o să lucreze în WWE, nu o să lucreze nicăieri. Nu o să fie altundeva. Efectiv, în momentul de față, fix pentru că Swerve e atât de bun și a dovedit că a fost foarte... Mist în WWE și în NXT. Nu, NXT a fost bun. Dar nu atât de... Nu atât, efectiv. Swerve, vreau să-l văd pe Swerve Scott, dar să domine vreo 2-3 ani, să revine the really big în WWE. Nu se zici Swerve Strickland. Strickland, scuze. Că ai rămas să... Da, a rămas înapoi. Mersi, așa, spamează acolo TikTok-ul lui Greg, mersi mult. Mau, te pup pentru fiecare să fac 5 lei la Ivano. Cody dă pilul de rap în seara 1. Bă, dacă câștigă Cody și cu set, o să avem meci normal, în care Bloodline este banată de lângă ring. Și, tot... și nu vrem asta. Și nu o să întâmple chestia asta, nu o să fie respectat. De aceea ne trebuie Bloodline Rules. Nu, sunt conștient. Eu aș prefera și să zici că faci booking clasic și că îi dai în sfârșit victoria, că gen i-ai luat toți aliații lui Roma și gen de-aia l-a bătut ăsta... Român anul trecut, că avea pe toți. Cum ar fi? Dar, hai să fim serioși. Dacă tot ai dus-o la extrema asta cu Bloodline Rules, cu băgăm cât mai mulți, cu așa, go full blown, gen spot fest, main event, returns and shit, fă return cu Stone Cold, fă return cu
toți ăștia din spate să vină să-l muște de cur pe Roman în 3 ani jumate de Reign. Nu, trebuie să te duci full blown extravaganza dacă tot te lauzi că e the biggest WrestleMania of all time. Îți dau ceva mai amuzant? Cum ar fi? Câștigă ăștia, cum le zice, câștigă Cody cu Seth. Este match doar Cody cu Reigns și Reigns îl bate clear pe Cody. Da, nu, nu. How mă duc și în tai vedere. About that. Reigns winning clear. Mă tai pe tatuajul ăsta. Clear win for Reigns. Da. Stai așa, bifa ceva aici? 2-0 Arsenal! Aia zic. 100 milioane. Doamnește, bun. Și aici se trebuie și Lazio. Frumos. Bine că n-am pus pe rapid. Ce nu vreau este plot twist cu set 2 plus 2 trebuie să facă 4. Da. Exact. Don't, și asta nu, iarăși nu vreau. Don't turn Seth Cahill. Deși ai putea să o faci, că tocmai, gen, cum discutam și în părăloși de în corți, ai putea să o faci că oricum în Drew gets face reactions. Ce ai putea să-l forțezi ca să faci totul să plătesc o dinamică? O secundă. Așa, MBG, sau... poți să pui de câteva ori, te rog, și link-ul de la clipul de l-am scos cu Greg, cu păreologi în corzi, de l-am scos ultimul. O să avem și logo acolo curând. Da, da, da. Dacă poți să pui și link-ul ăla de câteva ori, să mergeți să vă uitați la clipul ăla, că ne-am dat cu părerea. Și lăsați în comentarii la clipul ăla hot take-uri despre care să vorbim în următorul clip. Să le analizăm, da. Efectiv, lăsați-ne câteva, câte hot take-uri vreți voi, urmează să facem clip fix pe chestia aia. Lăsați ce vreți voi acolo. O să postez vreo și pe community. Mai am tenis la 12 noapte, Lakers la... Deci, așa, să revenim. Frumos. Ai putea să faci aia, dar hai să o păstrăm clară. Să fie de... Oh, Teuțu! Te pută tuțu. Tata! A finit tata! Mersi mult, MBG. Mergeți la clip acolo și lăsați hot take-uri din wrestling despre care să discutăm. Ah, singur fan Spurs în viață de aici, bă! Mie mi-a crescut un pic Spurs în suflet de când s-a dus Drăgușin acolo. Hai că joacă rapid. Am văzut, mi-au venit notificările de 2-0, deja îmi vine să... Of, care vi am pușat pe nedrept wrestler ever? Pușat pe nedrept? Eu am răspunsul la asta, dar în aceeași timp nu vreau să dau răspunsul pentru că mie mi-a plăcut pușul. And it's about... Jinder Mahal! Pentru că a fost pușat numai pentru show din India, dar mie mi-a plăcut. Mutu, dar Mutu nu mai e antrenor la CFR. Mutu nu mai e antrenor la CFR, și-a dat demisia acum câteva zile. N-am mai pușat până drept. Mahal a fost, când vreodată îl bași pe Mahal să ia titlul Orton. A fost Mahal, a fost numai pentru că urma show în India. Numai de aia, Mahal n-avea ce să caute acolo. Nu, Roman, nu puteai să zici, băi, oh, Alburescule, ok, cam asta. Alberto de... E close second, dar close nu mai second rău decât el. Da, mai rău decât Alberto ar fi avut un potențial de să chiar să pară main event-ul, să pară că e damn the main event, dacă nu era piece of shit în viața reală. Dar e partea da, a doua. Da. Alberto, bă, in ring performer Alberto? Nu strălucit. Decent, nu strălucit, nu mi s-a peste medie, zic eu, da, bine. Peste, dacă aveam tricoul ăla aluniță de l-am luat noi cu șaorma de la băiatul de la ăsta, ai și tu? Da, normal. Poate peste medie, ca să avem aceea. Da, nu, este un răspuns extrem de bun, Alberto, el patron Alberto de Rio versus Jinder Mahal, dar sunt de acord, mai până drept Jinder a fost scos de nean mai decât Alberto. Rămâna domnișoara Ana, ne scuzați. Never mind, habar n-am unde e. Nu știu unde e tricou. Așa, părere mai Tyson versus salutul pe Ana care a certat că n-a salutat. Bună Ana, când n-am salutat? Buongiorno. A scris buongiorno. Salut Ana. Santina Marela ce-mi doi intercontinental, aia a fost funny, mi-a plăcut. Money in the Bank și titlul mondial. Da, nu, a fost că gen răspunsul e albore de tot de Rio, că n-ai ținut niciodată hype cu el, omul a câștigat Royal Rumble, Money in the Bank și titlul mondial. Da, aia zic, e un răspuns... Da, nu, e rău spotul, a fost rău. Părerea mai tare să cu Jack Paul. Nu știu să-mi dau cu părerea la box în total paralel, dar
Ce pot să spun? Sper să-l bată Mike Tyson să-l usuce. Pot să spun e că la, ca la orice altă bătaie pe care au avut-o orice tip de ăsta de venit din zona de influencer, cum e Jake Paul, cum e KSI, cum e it's for money și probabil o să termine egal, da. Că să nu să supere nici Tyson, nici ea. Eu nu. Îl bate în real fight Conor McGregor pe Brock Lesnar and the answer is no. Lesnar e un animal. Să ține minte chestia asta. Parcă nu mai știu dacă din cauza lui Derrio s-a rupt, nu mai țin minte. Parcă da, nu? A fost ultimul meci, dar nu s-a rupt din cauza lui. Avea probleme dinainte, oricum. Lesnar e un animal, nu cred că îl bate McGregor pe Lesnar. Hulk Hogan, nu. Ivan e de tot sporturile care de și-l mai des. Fotbal și wrestling și NBA. Cred că fotbalul e cel mai des, că îl prind cam cel mai mult. La wrestling mă uit numai, mai mult mă uit la highlight-uri de a doua zi, pentru că nu a pus mai seara. Deci overall o să zicem, fotbal. Fotbal. Mai naș pe puș când a apărut Lesnar de nicăieri și a rupt Kofi, bă. Bă, cât a durat mă meciul ăla? 4 secunde. Efectiv. Nu. Bă, mă cred că nu, dar la bine nu mi se pare ceva care ar fi imposibil, sincer. Nu mi se pare imposibil. Ce frumos. Da, sunt în schimb, dacă ar fi la jumate de, dacă s-ar adaptea măcar jumate de cum s-a, cum a tranziționat Rousey în WWE, it would be a success story, din punctul meu de vedere. Care e cea mai rea decizie din WWE? Câte sunt? La momentul de față, ce a zis Iacoban mai sus? Acel squash pe Kofi Kingston, da, ăla... în 4 secunde. Ăla acolo e oribil, mă. Nu, ăla acolo a fost... Lesnar, până la urmă, s-a retras, doar nu a mai apărut. Cred că este într-o situație un pic nebuloasă cu tot scandalul în care e cumva implicat, deși n-a fost numit pe direct, dar toată lumea care știe că, despre, că e vorba despre el. Plus, cred că nu mai are nici atât de mult să se implice. I mean, om oricum nu mai venea, I'm gonna destroy everything și plec. Adică, nu-i ca și cum făcea foarte multe în rest. Cum vi se pare build-ul ăsta pentru WrestleMania? Bun pentru main, pentru zona de main event. Deci, storyline-ul pe zona de main event, cum se întrepătunde, povestea cu Seth, cu Drew, cu CM Punk, cu... cu ăștia, cu Bloodline-ul, cu Cody, cu aia. Această încrengătură, super, îmi place. Știi când, da, efectiv... Ce nu mi se pare și genul este foarte mare nedreptate care s-a făcut și e o mare mizerie, build-ul pentru celălalt câștigător de Royal Rumble de anul ăsta, Bailey versus da. Io. No, la deci Bailey a fost bătaie de joc, la Bailey a fost bătaie de joc ce au făcut. Deci acolo nici advertising, nici nimic. Deci, efectiv, au făcut-o pe Bailey să pară de parcă nu există. Nu, când, la Bailey a fost o mizerie. Când e prezentată, când e aia, nu o să auzi aceeași chestie cum o bagă pe gât, pe peste tot, pe Cody, că pe Cody când îl prezintă. Knuckles. Pe Cody când îl prezintă, the winner of... Ce face Tony D? Tony? Somnic la Ilia? Voi nu ți-am versat de când s-a durat 10 minute și era un meci mișto dacă dura mai mult. Ok. Of Toghi, voi ați văzut ce Botox și-a pus Vince? No. Nu și... pentru că... Nu. Da, la momentul de față, I really don't fucking care about him. He's a fucking piece of shit. Doar atât. Așa, the reign of... Stai așa, Lesnar fără Vince nu făcea nimic în WWE. I agree to some to a point. Mai degrabă acolo nu cred că fără Vince, acolo gen, norocul lui Lesnar, toată cariera lui a fost că i-a plăcut lui Heyman de el. Da. He was a Paul Heyman guy. Îl știți pe Israel Adesanya din UFC, îi luptătorul meu preferat din UFC, Israel Adesanya. Și pe cine l-aș vedea din WWE? Ca să înțelegi, un tip foarte înalt, foarte atletic, Israel Adesanya. Foarte tehnic. Dacă zici tehnic, clar, eu am un singur răspuns în cap. Zack Sabre Jr. A zis din WWE. Sau AEW. Sau AEW, ok. Dar l-am văzut și AEW. Mi-am spus că cea mai rea decizie a fost tratamentul lui... Aoleu, aș uita de el. A enervat Dragunov. Nu se ține fără la Oscar-uri. Superb. Omul poate să râdă lumea cât vrea de el. Omul gen
Ai văzut că Ana a dat mesajul ăsta. Da. Da, mă. Random thing of the day. He is actually a good actor. I like him. Ah, da, ține chiar de un actor. Pentru ce roluri îi să dau, îi să potrivesc. Din lumea, nu e typecasted outside of his area. Nu aveai ce să faci, mă, la Bailey e... Bailey nu e mid absolut deloc. Bailey nu e mid. Nu mi se pare Bailey mid. Nu, prezentarea lor pentru ea a fost, nu. Să fie real fight. Dar real fight nu prea e... Ce? Lesnar, tat. Na. Da. Dacă vrei real fight, da, îl dau pe Lesnar. Sau, dar nu mai e. Dar e ex. Tot așa pentru că a avut treabă cu... Bă, de fapt, nu, mai am două nume. Unul e Matt Riddle. Da. Și altul Riddle, care uită Riddle lumea big, pentru că gen are... Hager? Are ăsta... și Hager, uite, al treilea. Da. Și mai am încă unul, care gen, lumea uită că gen are un record extraordinar de lupte de genul ăla, MMA. Bobby Lashley, care e... Au, și uitat că Bobby 40, a fost... Mi se pare că a fost 40 ceva cu 0 sau 40 ceva cu 1 în Bellator, ca să ne înțelegem. Da, nu stai, da, Bobby. Am uitat complet de Bobby Lashley. Da. Deci aia din 4. Uite, Bailey e cea mai bună din 4 horsewomen. Da, nu da, e nici total, that's my opinion as well. Eu o pun pe Bailey pe același nivel cu Sasha. Sau cu Mercedes, cum vreți să ziceți acum. Da, nu, pentru mine e... Total de acord, Flavius. Fiecare are dreptul la părerea lui. Nu, da, bine, oricum, fiecare cu părerea lui, asta e clar. Dar, da, nu, nici eu n-aș putea să pun pe Bailey cea mai, gen, să nu merite. Yo! Nice fucking clothesline. Ce clothesline, Tony D. Nice. CM Punk, hai să lăsăm cariera lui Punk din UFC, că... Hai să ne exagerăm cu Punk, Matt Riddle, ce rău mi s-a... Bă, garantez că Riddle o să revină în WWE, garantez. Bă, dacă ești... problema lui nu e faptul că gen bagă, ca și ala și pe vreo Van Damme care e de... Bă, Van Damme e... Van Damme e... Problema lui e că are câteva probleme de atitudine. Da, știu. Și aia îl trage în jos pe el. E până nu și le revizuiește pe alea. De-aia zic, eu cred că 3 ani îi dau până revine. Aștept să revină repede. Da. Pentru că, într-un final, încă trebuie să primim Lesnar cu Riddle în WWE. Nu o să primești. Eu zic că trebuie să-l primim. Nu o să primești. Eu aș vrea meciul ăla. Eu zic că trebuie să-l primim. E mai degrabă. Swagger. Nu, to be honest, eu vedeam ăsta. Eu mai degrabă l-aș vrea înapoi doar ca să termine storyline-ul cu Randy. Da, sau asta. Uite că am văzut chestia asta și am vrut să zic. Și faptul că ești l-a bătut pe Finn la WrestleMania 39 a fost o decizie destul de extrem de proastă. Total de acord. Da, doar că este, o văd ca și răsplata lui Edge. Pentru că n-a pierdut meciul ăla pe care nu trebuia să-l piardă cu Jericho. Tu o privești așa. Bă, el nu trebuia să piardă meciul ăla cu Jericho. Cum nu trebuia să piardă Finn. Ăla a fost al moment în care mi se pare că gen a fost Finn îngropat. Da. Bă, Finn întotdeauna a fost îngropat în WWE. În main roster, Finn întotdeauna a fost îngropat. De când s-a rupt la primul puș, de atunci... Ăștia acum colaborează, ce fac? Hai să lucrăm împreună. Efectiv, da, hai să dărâmbă masa. Băga. Și bă, cine trece prin masă? Acum, ia uite. Bucărtii? Da. 3-0 CFR, mă las. Mi-a preferat all time, a fost Edge și la mine și chiar dacă a fost legendar, pușurile lui au fost mid până și după revenire. După revenire mi s-a părut slăbuț. Singurul grup a fost că a făcut Judgment Day-ul, dar pentru că, na, we lost him from Judgment Day. Bă, ăsta, bă, și ăsta alt șobolan cu rabie. Și Bilia. Da, nebun. Dar ce crezi că vreau? Bă, deci cum meciurile alea de le-a avut... Încă sper să câștige Tony D. Vai! Triple H sigur o să fac un... stai așa că am pierdut de la MB, de la MBG. Aș muri să văd un set versus Omega sau un set versus Okada. Opa! To be honest. Bine! To be honest. Style gel mai bun, mesh de style-uri l-aș vedea mai degrabă set cu Omega. Ștefan. Decât set cu Okada. Sau Ștefan, locuiesc în Giuleș, n-am trăit asemenea tristețe în viața mea. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Triple A sigur o să facă la un moment dat un Forbidden Door cu AEW. Eu tare am impresia că gen are un pic de... E singura companie pe care mi se pare că are un pic de ranchiună, da. Da, un pic, aiurea, așa.
Nu știu okay. dacă. Is done? Cu restul Tony D is done? Îl văd să, dar cu... Nu! Nu? Bun Tony D, bun dar, Tony D, te o sparge ceva. Cu AEW, nu știu. Set cu Osprey? Un set neaccidentat. Da. Aia vreau, un set la 100% cu Osprey, da, aș vrea. Un set de până 2015 așa cu Osprey de acum, sincer să fiu. Da. Nu, mi-e plac, bă, ție știu că nu-ți place caracterul lui set de acum. Dar nu caracter. A, tu referi ca și sănătate? Și e ring work, mi se pare că... Gen... Uliu, powerbomb-ul ăsta, Tony D. Dar nu, oricum iese. Da, frumos powerbomb-ul. Cine câștigă? Rea sau Becky, mi-a plăcut. Vedeți mai târziu pe TikTok. Vedeți mai târziu pe TikTok. Postăm TikTok-urile la vreo jumătate de oră, maxim o oră după ce închidem live-ul. Vedeți pe TikTok. Da. Tinerea și-a mai pus urusul... Da. L-a adus pe Punk după scandal. Da, știu. Știu, dar... Să-l aduci pe Punk după scandal nu e la aceeași anvergură cum e să faci un drag show plus... De la cu ei, da. Hai mă, dați-i lui Tony D, mă, nu, merită nu, Tony D'Angelo, dați-i titlu. Nu zic că nu există o șansă. Cum e, industria asta nu degeaba zic toți din industrie care lucrează, nu ca noi care suntem doi ca nimeni și ne uităm. Dar aia care lucrează zic gen niciodată să nu zici niciodată. Deci nu o să zic niciodată. Acum, neexagerând, dar... ca și booking și asta, îți garantez că... Așa un estimativ, câți oameni sunt în echipa de booking în WWE? Zi așa tu un număr. Nu cred că sunt cel puțin 20. Da? În creierul meu îți garantez că suntem mai buni decât jumătate de acolo. Am văzut-o cu coada ochiului. Ce-a fost asta, nebunule? Mami in prime sau Tony Storm în AEW? Știi, știu. Nu mă pune să aleg că nu pot. Eu pot și o zic Tony Storm. Da, nu, eu da, nu pot să aleg. Is done. Eu iubesc Dragunov române. Da, Dragunov a rămas campion. Da. Când îi dați call-out în main roster? Cât îl mai puteți ține? Da. Și așa de-aia au stat degeaba pe margine, mă. Bă, au vrut să fie clean. Respect, că familia nu s-a băgat. Eu respect. Cât îl mai ții? Aia e problema mea, cât îl mai ții pe Dragunov. Dar ar fi trebuit să-i dea drumul, sincer. Ce, că nu vrem încă, că vrem Gable cu Gunther și de-aia nu-l aduce încă oare? Da, frumoasă aici, a? A, nu. Noi ce-am tras cu urechea așa, cu ăsta. Mă-mi place Puia, nu sunt neapărat mare fan al tovarășului, dar... eu aștept să mai văd când mai prind un concert de la Gnome sau de la Fang B. Altceva încă nu știu, nu mi-am mai plănuit alte concerte. Părereria Ripley overall. Are tricou cu ea, care crezi că e părerea lui? Eu nu sunt așa hype pentru Rhea Ripley, nu sunt așa hype. Mie-mi place de la tot, de la prezentare, la in-ring work, la... Ia stai să vedem aici, respect de la amândoi? Da, nu, eu cred că este. Eu cred că e mutual. Este. Numai acum se prinde una cu... Să-l pupe cu sângele ăla de pe buze, să mor. Un suc așa. Nu, no, îi respect, chiar ok. Bash în Berlin să coste un... Bă, un concert bazook ar fi frumos să prind. Ok, respect reciproc aici. Și acum pom de ceafă, nu? Nu. Bine mă, hai, ați încheiat voi frumos meciul ăsta, bine. Nothing but bad. Da, nici eu, a fost un meci foarte bun. What the fuck, ce promo pe arbitru face parte. Era Randy Orton în... era Randy Orton în tricou de arbitru. A, da? Da. A, ok, n-am văzut. Ce ziceam, Gable mi se pare overrated, Ilya sau chiar Andrade ar trebui să-l detroneze pe Gunther. Andrade încă nu știu ce să zic. Ilya pot să înțeleg și pot să fiu de acord. Dar Chad Gable, bă, i-au făcut prea mult push-up ca să lase în aer acum. Nu că e, și nu doar lăsăm pușa. Și talentat. Aia, da, nu, în ring e foarte talentat în ring. E nou Kurt Angle în ring și la tehnicalitate și pe talent e nou Kurt Angle. Dacă ar fi primit și pușul de la avut Kurt, era. Deci n-am început mai de mult asta cu WWE. Well. Păi, în primul și în primul rând până acum vreo. E acum aprilie.
până august nu ne cunoșteam. Da, noi nu ne, încă nu ne știm de un an. Da. Doi, când după ce ne-am cunoscut, a durat ceva până să ne dăm arama pe față că gen... Stai că noi ne-am cunoscut mult mai târziu decât după ce m-am angajat eu. Până ne-am cunoscut abia după ce ai venit tu. De ce am zis? De ce crezi că am zis în august în coace? A mai durat. Așa. Și după aceea am căutat până să vorbim, să ne... Asta până corezi, să ne... Da, așa și a plecat într-un... Nu-s multe luni de când... Sunt așa să vorbim, mai... Wrestling-wise, nu-s multe luni de când ne știm. Da, sunt foarte puțin. Da. Malakai Black ca și caracter, însă a fost mult mai bine bucuit în Dollar Day. Dar ca și caracter, lăsăm Malakai Black. Și curios de părerea mea de Rhea Ripley, da, talentată, dar... Eu deja devine un pic overrated. Un pic devine overrated. Hai să... părerea mea. Fiecare cu părerea lui. E seria mea preferată de când ați început-o și am pus numai un clip. Plâng să moară familia mea! Când fac comentarii de ce? Îmi plăce! Eu stau la dă plânge să-mi plăce! Mă, mie mă moaie, ca să vreau să te mulțumim, mă plăce! Nevoie de asta. Bă, o să scoatem, o să ți-am zis, mâine vine un MyGM, mai avem TikTok-uri pe care o să le mai scoatem. Nu plânge, am zis! Nu? Așa, prefer de că nu plânge. Așa că-mi iau lacrimile aici. Da, știu cui că avea mai de mult contentul. Nu sunt hater, mama mi-a zis că e un pic overrated, nu sunt hater. Un pic prea mult totuși. Lăsați-mă, mai devreme, fiecare dreptul la opiniile lui. Pot să fiu hater mult mai multe alte persoane din wrestling decât Rhea Ripley. Adică ea chiar nu merită hate. Să fim de acord cu asta. Personajul ei din ultimul an de când e campioană, nota 10. Pot să fiu hater pe toate astea 3 de le văd acum din Damage Control. Decât pe ea. Bă, probabil o să-l chemăm și pe Quick la un moment dat la ceva. Da, vedem. Așa. Magic Baguette? Da, ți-am zis, aia a fost răspuns. Probabil o să-l chemăm și pe Quick la ceva. Dar, da, știu că face mai răruț. O să vedem. Ți-am zis, astea cu wrestling, mâine vine mai GM. Primul episod, draftul plus primul show. TikTok-uri în seara asta, mâine seară. TikTok-uri de astea de tipul Guest the Wrestler. Ce o să mai avem? Live-uri din când în când la show-uri. Doamne ferește. Ria mai e... Am înțeles. Ce-s Kea Nakamura? Cine? Dă-mi păcate, hu. Dă-mi păcate, hu. Doamne. Și cine și în Kea Nakamura? Că l-au îngropat de mult. Nu știu, nume care ar merge dus în AEW. A murit la meciul ăla cu AJ. De acolo a murit. Nu știam că mai există alte canale de wrestling, că legit nu. Eu n-am urmărit altele, nu, da, chiar nu știam. Da. Dacă văd 4-0 CFR, 4-0 CFR, ce Dumnezeu se întâmplă în meciul ăla? Ivan e vecin. E 4-0 pentru CFR, e prima repriză, e 4-0 pentru CFR. Eu știu ce spui, da. 4-0! Așa. Da, cu cât, ca să completez eu la ce ai zis tu, răspunsul către Georgica, cu cât mai multe, din punctul meu de vedere, cu atât mai bine, pentru că reprezentarea acestui sport, să-i zicem, acestui program de entertainment, la urma urmei, în România, pentru noi, mie mi se pare extrem de mică. Deși, inițial nu pare fanbase-ul atât de mare, dar cu cât stai și așa, uite că găsești. Și să găsești. Și gen, vezi că creatorul de conținut pe tema asta nu prea există. Am zis, bă, suntem doi, pace, ne aruncăm și noi. Dar cu cât mai mulți, atât mai bine pe spațiu, din punctul meu de vedere. Cine e asta? The fuck are you? Cine e aia? Eu garantez că pe Jade Cargill o să o pușeze ca să o detrăneze pe Rhea. Stai că știu cine e tipul ăsta. Da. L-am văzut la un... cum îi zicea, mă? Level up, la un level up. M-am uitat într-o seară, m-am uitat la un level up. Și l-am văzut pe tipul ăsta. He's so fucking good. Am uitat și cum îl cheamă, dar he's so fucking good in ring. Actually, he's so fucking good this guy. Și și carismatic. Așa, revenind la
ce începuțeam cu Jade Cargill și Rhea. Nu, ăla e pușut în punctul meu de vedere. Eu nu cred că gen Cargill o să o detruneze pe Rhea. Cargill primul ei feud ca lumea, din punctul meu de vedere, o să fie cu Bianca. După aia am impresia că o să ia o centură, dar nu o să ia, o să ia din SmackDown. O să ia pe cea de la a lui Io, nu a lui Rhea. Ce fac ăștia, mă? La momentul de față chiar cred că deja există o șansă de seară ca Becky să câștige. Da. To be honest. Dar predicțiile pentru aia pe TikTok mai acolo. Ce se întâmplă aici? Întreba cineva de link-ul de TikTok. Care? Cine a întrebat? Văd se mai ta din aur, dar cred că MBG, mai ești, tată? Cred că, nu știu, cred că a dispărut. Dacă nu e MBG, stai că mai avem aici pe... care nu pot să-l fac admin mai, după... Mai e un rocker, Ovidiu666, care se uită foarte mult la Resident sau și la RW scrie. Mulțumim de pont! Cred că-l știu de pe TikTok, cred că-l știu pe tipul ăla. Da. Dacă tu știi... Stai așa că... că... ar putea fi foarte tare Naomi în Bloodline. To be honest, e cam singura reprezentație care le lipsește și gen, eu mă mir că n-au făcut-o mult mai de vreme. Să o bage, mai ales că are legăturile cu... Nu, asta voiam să fac, scuze. Mai are legăturile de sânge per se. Mulțumim, MBG. Ah, ok, are link-ul de așa și... E, da. L-am făcut și Mihai și tu ești acum moderator, apropo. Dar da, mulțumim, MVG, te pup. Faci pe cine, oricine, faci moderator. A, nu, pe Mihail știu de mult timp de la Teo și asta. Nu, pe Mihail știu de mult timp. N-am știut, îmi pare rău. Îmi pare rău, Mihai. Îl știu de foarte mult timp de aia. Adică am câțiva oameni aici care îi știu de mult timp de la Teo și asta. Pup, să rămână, MVG. Te pup, te... Pupăm pe toată lumea din chat. Vă pup, Valea. 16.000 de oameni la NXT e mai mult decât bine. E foarte bine. E excelent. Gândiți-vă că 16.000 de, în câte știu eu, e o arenă plină, full sold out la un Raw, la un SmackDown. So... Oh, nu. Deci asta acum e main eventul, deci da, până în 10 e gata. Da, nu, pe ăla e. Că... până în 10 am filmat, plecăm pe la 11, ajungem bine. 3-0, Arsenal. Da, am văzut, Rostard. Dar ăla mi-a ieșit. Da, știu. Kairi și Dakota mi se pare să nu mai ok de damage control. Mie îmi plac ce de toate ca performanță. Grupul mi se pare că s-a dus în BT cu booking-ul. Grupul overall. Păi știi când a început să se ducă foarte aiurea? În momentul când au apărut Kabuki Warriors. Da. În secunda în care au apărut Kabuki Warriors s-a dus totul foarte... NXT era mort acum un an când era... Da! The one that we should not name. Da, nu. The devil! Aveți, ai întrebare de la MBG? Ha? Saraya will say for AEW și WWE. Sincer, Bianca Belair. We'll go there. Respectabil. Zici și tu. Respectabil. Dar vorbim strict crashes de așa, Toni Storm. Ora Jade. Da, la tine știam eu oricum, adică... Seara avem 6 sau 7 meci. 7 dacă nu mă înșel, mâine seara sunt 6 pentru că... Că o să dureze 3 ore meciul dintre Cody și Reigns. Dintre care 2 ore o să fie intrările numai. Nu, entrance-ul lui Roman. Da. Bine, nici cu Cody nu mi-e rușine, dar comparativ Roman e... Ce se întâmplă pe aici, stai așa? Om senil ce nu-și poate iubi și fiul. Stai că știi despre cine. E efectiv gen omul care e gen... Da, corect, da. Ah, ok, am înțeles și la tine. Yeah. 70.000 de poemble, da. Da, o să facă. Lejer o să vândă. Băi, mă disperă că uite-l un pic pe Trick Williams. Omul muscle, arată bine, are e mare. Are toate și totuși. Și n-o și o să dea fail. Da, sigur că o să dea fail și moftică. Că îmi place de el mult mai mult decât îmi place de Carmelo. Like, dar o să dea fail și nu-mi place pare, asta. Mi se pare că e mult mai cool Carmelo, tu mi-a vezi, dar...
Actually, poți, să, poți să-l faci pe Trick Williams să nu dea neapărat fail. Joy in the Pride? Fii atent, vezi că The Pride o să bată pe Final Testament. Bă, e clar, mă, că nu, bă, cine dracul mai e serios, bă, bă, Killer Cross, da. Bă, cum mă să fii atât de ghinionist, bă, Killer Cross? Ai ajuns și ai fost atât de mare. Este singurul bucuit. Mare, este singurul mare fail al lui Triple H de când a da, luat da, tot. Da, da, nu e ce, bă, e singurul, dar da, și atât de mare, mare fail. Mare rău de tot. Da, MBG-ule, nu zic mami. Salut, Sebicule. Este mami, mami. Dar vorbind strict de crashes, așa... Carmelo e și bun în ring, nu mi se Trick Williams. Nu pronunțăm nici numele la Magic Bucket. Nu pronunțăm nici numele la... Dar da! Caută și pe Power Rangers ăsta. Ce-i mă cu aia? E Wakanda direct, da, ești incultule! Am uitat complet, n-am văzut al doilea film. Este foarte... Știu, chiar primul mi-a plăcut foarte chiar mult. Chiar și fără Chad. Să fie țărâna ușoară. Da. Chiar și fără, e un film foarte bun. Curios la Trick Williams cum intră. O să fie 16.000 de oameni care o să fac whoop that trick. Whoop that trick. Whoop that trick. Yeah. Vezi care mi-ar plăcea e să vină Buddha. Dar pe aia... Nu sub de fiind, cred o că o să fie Uncle Howdy. Uncle Howdy și A New Family? Nu Family, cred că fac Wild Six-ul, care trebuia să fie. Păi da, dar... Dar da, show ar fi... Cine e în Wild Six? Pentru că am unul numai în cap, de-aia mi-e greu să mă gândesc. Am de fapt doi, dacă revine Alexa după ce naște. Alexa, clar, ăsta Rowan... Dacă îl aduce pe Rowan, ăsta din, ăsta din NXT. Joe Gacy, o să fie bun ăsta. Roman? Mă gândeam Bron Breakker? Nu. Borfaș, Sebicule, te pup, tată, să română de Borfaș, vagabond. Scarlet? Ce? Unde? Ce Scarlet? Că nu-mi dau seama. Nevasta lui Karrion Kross, știați că e român? Scarlet? Nu e... Cine-s mă asta? What the fuck? Dacă e român, că eu mă duc acasă. Așa, scuze, am uitat să fiți la... Nu cred că e româncă. Ia! Whoop that trick! Whoop that trick! Whoop that trick! Trebuie să câștigi Trick Williams azi. Ce mai e româncă? He's an American professional wrestler, model, singer, anything announcer. Ok, deci nu e româncă. Ce aveți, mă? Toată lumea, deci da, Scarlett e româncă. Ce aveți, mă? Dați și voi un link cu ceva. No, he's partially right. Ok. Her parents are of Romanian origin. And she lived with her grandparents in Romania until she was 4. Dar a fost născută în America, s-a întors în America. Deci... Ok. Yeah. Ar fi tare de a disrespect să folosesc vocea lui Brica și cum ar controla. Ar fi foarte Nu cred că e disrespectful, că e frasul până la urmă. Da, nu. Dar ar fi greu. Hai să nu îngropăm totuși talentul lui Bray. Lăsați-l să Taylor sub umbra lui Bray. Da. To be honest. Lăsați-l așa. Nu, are Wikipedia, MBG-ul zice că e de origine româncă. Gen, părinții sunt români, ea a crescut cu bunicul român, deci e ok. Da. E semi-parțial de... Totuși mi se pare ciudat că a pus ăsta main event și nu match-ul în titlu. Bă, e blood feud. I can see. Da, înțeleg și eu de ce, dar... Și acum aveți squash match, 3 minute. M-aș pișa pe mine, nu stai. Efectiv. Trick Williams îl distruge pe Carmelo în 12 secunde, efectiv. Da, exact, asta citeam. Da, Flavius. Deci da. Whoop that trick! Whoop that trick! Exact același, da, cu Stanley. Stanley la fel a avut părinți de origine româncă, s-o... Thank you. Ți-ai zis, mă, că-i delay-ul de stream, eu te știu când... Da. Uite, care-i mese margine. Da, care-i brânza mea. Efectiv, în... Una e origina și alta e cetățenia, at some point. Da.
Dar acum am are sens de ce e așa de frumoasă. Scarlett, to be honest. Ce este? Are genele de istorie europene alea bune. Românce. Ok, a început Carmelo. Ce palmă i-a dat pe ceafă Carmelo? Ce-a fost asta, bă, bărule? L-a gândit un pic pe la dreduri. Bă, efectiv, bine, nu ca și cum ajunge la ceafă. Uite la cât e de mic. Și acum ai dat o palmă. Și acum mare... Doamne, ce bărbat bine. Trick Williams? Deci asta... Carmelo? Trick Williams. Ce trick? Nu o să te mint la Carmelo. Da, trick. A vorbit despre... Îmi place că toată lumea, chat-ul ăsta, a întrebat The Female Crushes, nu întreba nimeni. Și noi acum vorbim Carmelo, nu trec Carmelo! Dar de ce, mă, de ce să nu... Da, hai, mi se părea, ok, am întrebat altceva. Da, exact, da, zic, dar n-a întrebat nimeni de asta, asta vreau să zic. Ce, la mine e foarte simplu, male crush, din WWE. Are curios. Nu, guess it. You have one chance. Nu o să... One chance. Nu, zi! It's Randy Orton, boy. It's Randy Kit Orton. Ăla bărbat. Ăștia deja sunt de public. Wilkham 2. Da, ne uităm live la un show din wrestling de acum. E practic, și vorbim de wrestling. Este divizia de development a WWE numită NXT. Da. Care au și ei un show de tip pay-per-view. Sau cum mi se zice mai nou, premium live event. Randall. Hai mă, lovește-mă tu cu ceva. Băi, am doi. Între care unul e Carmelo. Și al doilea. Este Roman. Aș, doamne, hai mă, iar, okay. Mă, e cizelat, bine, nu, hai mă. Mă, adevărul e că în ultimii ani s-a făcut tamă dulapul. Damien Priest. E foarte Damien Priest, vedeți că e bărbat bine. Da, bărbat bine foarte Damien. Bine bărbat. E bărbat bine Damianu. Stai că nu știu băiatul ăla, nu știu de unde se leu. Da. Who's that guy? De ce îmi pare așa cunoscut? Da, nu știu de unde se leu. Cred că e ceva actor sau... Da. Da. Cine e ăla? Știi careva? Dar noi ăștia care vă uitați, că da. Poate doar ne ascultă pe noi. Să zic, op. La cine se referește? Op. Mulțumesc, Mihai. Uai, ce picior în gură era ăla. Ce picior gură în gură îi prindea acolo Trick. Norocul lui că e atât de înalt și Carmelo e atât de pitic, că da, trebuie doar să facă așa un pic. Hop! Dar m-a pierdut dormul, tu. Ce? A pierdut dormul. Cu cine? Cu Stuttgart. Hai mă, e locul 3 Stuttgart, dormul tipă 6. Da, mă, dai. Stuttgart, stai, evident. Dormul tu e rău de tot sezonul ăsta, mă. De fapt, ce trebuie să zic de dormul că e rău, că e... Ce-a luat, bătaie mai devreme Bayern-ul. Ce-a luat și Bayern-ul, da. Și Rapidul. Stai așa, că am curiozitatea mea. Ce, alta. Bă, stai mă, că Rapidul încă n-a pierdut. Doar 4-0 la pauză pentru CFR, băga mea. Și? Mai este o repriză, se pot întâmpla multe, băi, Iovane. Lasă-mă, mor, bateria, eu cred că trebuie să țin ca și telefon. Pac și telefonul, stai așa, vreau să văd. Lasă asta, cu cine e? Ghirasi, bă! În continuu, aia mă oftică, bă, tu ce-i băgam aici? Scoate-mă, mi-am pus și eu bateria să o încarc. Nu m-am fost că-i băgat bateria. Eu mă oftic. Da, și cablu, că e tot acolo. Am vreo 4-5 meciuri la rând în care la Stuttgart am vrut să pun pariu, marchează Ghirasi. N-am pus. Ghișezi a anulat, în toate a marcat. Bă, marchează nebunul ăla, meci de meci. Așa aș face să te stai tu singur. Efectiv, dar marchează Ghirasi ăla nebunul meci de meci. Ochelarii tăi. Este seara, o tachii fără. Nu le zice, bine că nu te-au auzit. O să afle mâine cine e acest domn. Cenzurești tu. Da, nu cred că asta. Bip! Picior pe piept. Așa faci mă promoșin, ce? Mai dai câte un lic așa, câte unul micuț. Mai scapi așa câte o dumă de asta, nu? Că să stârnești un pic curiozitatea oamenilor. Să se afle
One big shot, one opportunity. Nu oameni pe live, frumos. A, mă, că e ok, mă. Da, e foarte bine. Da. Nu știu dacă n-a mai vorbit nimeni sau doar am uitat chat-ul de la... Băi, s-a blocat chat-ul sau n-ați mai zis voi nimica? Mai suntem live? Da, mai sunt. Mai existăm? Păi că acolo nu scrie stop streaming, deci o să vorbim. Da, cred că la merge. Alo, shalom. Că a durat. Ah, e liniștită lumea. Ah, noi suntem live. Bă. Aoleu! Da. Isaac! Ah, Isaac, Gabe! Am văzut să ne dăm seama cine-i Sergiu? Că pe el am auzit urlând zilele trecute Lisana Gabe. Nu știu. Ieri l-auzeam urlând Lisana Gabe. Ah, Lisana Gabe! N-are cot? Dinamo o să câștige Champions League-ul, apropo. That was a kind of nasty spot. Este la Gabe. Boom. Missile dropkick. Günther când face astea. Acolo vezi cum zboară picioare în gură. Așa aș vrea să mă... Bă! Up de-a trec. Ia vezi, mă, că acum am văzut care e și Lance the Black Panther. Da. Bă, sincer, ăsta e un match în care ar trebui vărsat sânge. Da. Yes. De acord. Da, amândoi, nu doar unul. Da. Amândoi, fie atâta. Pay-per-view până acum? Ilia cu Tony D. Bun match, dar speram să ia Tony. Roxanne Perez a luat titlul, ceea ce mă așteptam. Ce mai avut? Tech team-ul ăla de la început a fost efectiv hai să-i mai dăm lui Bron Breakker ceva de mâncare. Da, nu știu ce. Nu știu ce a făcut Sean Spears cu Gacy. Bine, ăla a fost pre-show. Da, pre-show. Ăla de tech team-ul ăla. Tot ăla la femeie da. Care a fost Tia Hall fiind un bișon turbat. Overall peste medie. A, tu știi cum a câștigat Tia Hall? Că n-am prins, da. A Kimura loc. A făcut Tia Hall Kimura loc. Pe degetul mic de la picior, pe ce dracu l-a prins? Că efectiv. Efectiv, Tia Hall a făcut Kimura loc. Eu zic că îl bate trick. Și eu cred că bate trick. Dacă ai să fiu sincer, și eu cred că bate trick. Wow! Dar mi-ar plăcea. E zic, că bă, frumos. Dar cred că bate trick ca să poată să-i dea send-off-ul lui Carmelo, că teoretic și Carmelo e la fel de... Da, și Carmelo e timpul să ducă... E called up ca și Bron Breakker. Da, trebuie să ducă și el în main. Păi cam așa trei săia care să așteptați, patru de fapt să așteptați în main roster. Alo, Bron și cu Carmelo sunt oficial. Da, și Tiffany Stratton și ar trebui și Ilia. Da. It's Tiffy time! Trending number one in United States. And then deliver. Stai și livrează. Stai și... Aș vrea să fiu în locul ultim. E puțin spicy chat-ul tău așa. Acum nu știu dacă vrea să-i facă Tia Hall Kimura locului MBG sau să-i fac eu Kimura locului MBG. Tot spicy este. Da, ok. A pierdut Sean Spears cu Gacy. Ok. Hai să-l aducem pe... Hey, masa Spanish announcement table done. Efectiv. Nu, a pierdut Sean Spears unexpected. L-au adus înapoi să ce? Să put over Joe Gacy. Spanish announcement table întotdeauna. Bine, care e... Întotdeauna să ducem masa aia. Frumos frog splash. Vezi bine? Nu, uite că ți-a apărut sângele. S-a spart buza lui Carmen. Bine, mă, vreau... Efectiv, vreau lovituri. Aua, când de părere. Up the trick. Da, gata.
Ultima victorie a lui Spears a fost împotriva lui... Ma... Serios? Atâta timp? Wow. Ih, bad. Bad juju. Bad. M-a întrebat meu sapo să doarmă pe corzi. Stam un pic. M-a șeșot sărașii. Da, trebuie... Luăm o pauză. Da, am zis piua. Am zis piua. Aoleu. Aoleu. Ce vrem să faci pe aia? Mi-l strangulează. Mi-l strângi. Amin. E no DQ dacă nu mă așa. Aici pe mine. Ce? Da. Ce? Da. Ok, sau... Picior? Arbitru. Cât low blow? Ah, no. Nu. No, doar la genunchi. Carmen Hayes e modern HBK. Naaa, mai are foarte mult de mâncat de până mâncat acolo. La HBK. Și mai mult, fii atent, mai mult decât HBK, I see it a modern day Chris Jericho here. More than HBK, I don't know why. Why is it? Chris Jericho a fost noul HBK și... Doar că n-a fost HBK, Chris Jericho a fost Chris Jericho, n-a fost HBK. Da. Aia a fost bun la Chris Jericho. A, deci a câștigat un meci, ok? E, zic că... Cabo? Nu Spears? Nu? No? E, zic că până la dată Jericho s-a vrut să fie nou HBK, dar a devenit Chris Jericho. Chris Jericho. Îndează de... Tu ca aștia acum? Vezi că mai ai pensat până la 8. Cafeluță imediat. Cafeluță imediat. Să te calmezi. Cafeluță imediat. Jean-Ghe! Hai, dă-i. Hai, mi-l face a meu. Ia uite-l pe mine cu stare de-asta. Din lovitură, lovitură. Bă, i-a pus oricuri în genunchi lui Carmelo. A, dar low blow nu l-a văzut. A luat scaunul și după aia direct low blow. Deci... Na, sunt pay-per-view-uri care probabil nu aveau de mare impact în WWE, dar bă, erau bune de NXT. Și n-a vrut probabil să piardă conceptele. Da. Shit. Hai mă. Aoleu, mai mult. Deci meciul ăsta jumate a fost vorbit. Palma. Am întors palma aia de la început în sfârșit. Bă, deci arbitru ăsta sărac... Bă, să-i dea 50 de lei în plus la salariu. Efectiv, primești un pe de ciucaș. Chris Jericho în WWE. A, bun și în WWE. Bă, Chris Jericho a fost bun oricând, oriunde. Dar Chris Jericho în WWE. That's the one. Efectiv, da, Mihai. A luat-o arbitru ăsta mai rău decât au luat-o mulți wrestleri. Ah, uite another one. De ce e DJ Khaled ca arbitru? DJ Khaled! Dacă n-ar fi... Răspunsul la întrebarea ta MBG al meu, dacă n-ar fi fost ranul lui Jericho din 2008, ei, AW, pentru că era primul ala, campion din AW. Așa, e Jericho în WCW. E, bine, da. Corect, și WCW. Nici asta nu te las să folosesc ca unul, prietene. Iar a ratat piciorul. Genunchi în gură! Genunchiul. Una, două, trei, ăla e. Mi se pare că a fost prea scurt meciul. Nu? A venit un pic, mi se pare că gen a fost un pic prea de nicăieri final. Da. De fapt, nu. S-a ajuns la bucata de final un pic prea repede. Se crea de final asta cu arbitru văzut, cu ăla cu așa, da. Un pic prea repede. Ok, a câștigat Trick Williams, cum am zis, dar... So we're gonna have Carmelo. Da, deci Carmelo, da, finally. Zic, Deni e efectiv, e send-off-ul Carmelo către... Și el. MBG-ul e un pic spicy. Da. Ce, tu nu? I mean. Eu n-am voie să spun că-s pe live. Ce zic? E poate să scrie cea de-aia, n-am voie să zic pe live că nu trebuie să parcă. Să termin la 9.45. Da, la autorea la fix. Avem timp perfect să... Sunt curios dacă au vreo de-asta cu... Tricul ăsta special al lui... Dar le place să-l facă Triple H cu Shawn Michaels cu... Apare logo un colț, pare că s-a terminat dintr-o dată, hât, mai apare ceva!
And his name is John. Dar cine ar putea? Da, nu cred. We are not gonna have big match, John. Da, nu cred că ar avea cine să vină, deci. Da. Deja am avut prezentarea lui tipa aia care am uitat cum o cheamă. Nu, Julia. Bine, Julia. N-a fost prezentat. A portat un public. Păi da. Julia. Și acum? Se încheie. A venit și locul deocamdată. Da, e că n-am venit locul, de-aia mă aștept să se mai întâmple ceva. Aia zic, stai să vedem să... Mai primim ceva? Avem logo. Avem logo. Dar nu mai ne încredem în logo. Și Fade to Black? Fade to Black! Hai! He's done! Gata show-ul. Ne-am făcut dam la. Ne-am pișat pe steaua. Bun. Așa. Cum să pișe CFR-ul pe ne-am măcelărit, e 4-0, mă, tu ești cu așa grea mare. Da, asta e, mă, s-a mai dus. Hai, la anul loc campionat. Bun. Băi, ca să facem într-o încheiere minunată, pentru început MBG mai aruncă încă o dată, te rog frumos, TikTok-ul lui Grig, că trebuie să-mi dea 5 lei pentru fiecare follower pe Insta și pe YouTube și pe TikTok. La WrestleMania o să postăm imediat, în maxim o oră aveți predicțiile noastre pe TikTok, pe canalul meu și pe canalul Grig. Night 1 la mine, Night 2 la el postate. Nu uitați și pe canalul ăsta de YouTube să apăsați buton de like, subscribe, toate chestiile alea. Mulțumesc la cine a devenit și borfaș vagabond în această seară minunată. Vă pup, vă iubesc. Overall, pretty good show, da, da, prob. Peste medie. Da, peste medie. Acum e level up, aoleu. Da. Trebuie până... să umple și ei pauza până la da, media cu ceva. Până una alta, ne revedem pe TikTok mai încolo. Și mâine aveți clip cu MyGM. Primul episod în care cine câștigă. Pentru că noi nu apărăm în clipul ăla, altcineva este în clipul ăla, o să vedeți. Pam, pam, pima! Bun, vă iubesc, ne vedem la alt content.